Auzim, poate ne auzim, ne auzim. Adi, zi-mi ceva. Spune-mi despre tine, cum ești ca om, ca și stare, ca Eu și am o după stare seara calmă. trecută. Am o stare calmă după orice seară. Asta. După orice seară. Dar nu, e... Nu, Nu, geamuri, nu, da. stai puțin, Ia, nu. te rog. E de domeniul trecutului. Clar. Orice. Uite, ați putea să lăsați comentarii dacă e tot Domnule, ok. domnule, E cer perfect. scuze, Mersi suntem frumos, Adi. conectați. Mersi frumos. Credeam că nu sunt niște... Dar m-am auzit de la început sau nu? Intro 1. Nu m-am auzit, nu? Două secunde. Emisiunea Apel de Noapte începe acum. Bună seara și bine v-am găsit, oameni frumoși, oameni buni. Bine v-am găsit la o nouă ediție. O ediție specială pentru că avem un invitat special, pe domnul Ioan, un om al străzii, un om care va transmite emoție. Vom vorbi și despre sărăcie, despre ce înseamnă să ai lipsuri cu adevărat. Ce înseamnă să supraviețuiești într-o societate în care poate uneori uităm să mai oferim acea vorbă bună. Bună seara, Simi, spune-mi ce faci, cum ești. Bună seara, Adi, bună seara tuturor. Ne bucurăm enorm să vă știm din nou aici. Sunt bine, ciudat, sunt într-o stare mai rar întâlnită de către mine în zilele astea. Am acel calm de altă dată. Cred că mai devreme stăteam de vorbă cu domnul Ioan și pentru mine este un domn și o să vă spun și de ce. Un domn pentru mine este reprezentat de trăirile vieții, de lecțiile de viață, de a ști să analizezi, să fii atent la cei din jurul tău în tăcerea ta. Și a spus o vorbă domnul Ioan mai devreme, a răspuns la o întrebare pe care nu o să o reproduc acum, pentru că mai târziu ne vom vedea și cu domnul Ioan și vom discuta despre tot felul de lucruri. Dar mi s-a creat o întrebare în minte și uite, ți-o adresez și Adi. Te rog. Și cu ocazia asta și vouă. Cei de acasă, care stați confortabil într-un fotoliu, într-un pat sau într-un scaun. Sărăcia creează tristețe sau agresivitate în societate? Depinde cum ești tu ca om și ce ai preluat din sânul familiei, în primul rând. Eu cred că dacă ai din sânul familiei ai preluat din partea părinților acea ură, acea invidie, dacă tu zilnic ți-ai auzit părinții că își bârfeau prietenii, că cumva ei comentau și așa mai departe, după care ajungeai într-o ipostază în care, cum am pățit eu, ne-am trezit în stradă, atunci cred că la exterior aș fi considerat că normalitatea vine prin răutate și îmi creăm un sistem de apărare, știi? Deci, Tu cum teoretic, vezi? în mare parte la fel. Contează foarte mult primii pași în viață. Domnul Ioan, să... Așa, ce contează foarte mult primii pași în viață. Asta e Ce, natural, asta da, e frumos. exact. Contează. Ce se mai aude că nu înțeleg? Așa, contează foarte mult primii pași în viață, pentru că atunci se instalează, îți instalezi sau îți creezi parfumul cu care vei merge, în primul rând, pentru alții. Dar pe parcursul vieții simți și alte mirosuri. Și acele mirosuri îți produc plăcere, dezgust, scârbă și așa mai departe. Și cred că viața până la urmă sau întâmplările în viață te fac să fii ceea ce ești în prezent. Clar, și educația baza. Dar viața de foarte multe ori contribuie. Și uneori viața cam bate, educația vieții cam bate educația externă. Pentru că până la urmă noi când suntem mici avem o educație externă, impusă oarecum, de multe ori în parte benefică. Dar viața de cele mai multe ori îți dă o educație forțată de multe ori, și în același timp îți dă și dreptul de a alege. Pentru că dacă mâine vreau să, nu știu, să mă dezbrac în curugoli, să mă duc la universitate și efectiv să merg pe stradă pe acolo, îmi asum că cei din jurul meu să mă considere nebun. Deci, vorba și Dar de devii și faimos. faimos pentru ce că am mers în curugol. Păi, la noi cam Dar asta știi că se mi-a venit vinde, o știi? idee, știi că aș vrea să Fermă. facem chestia asta într-o zi, deja am vorbit cu cineva și dar acum o să ți-o propun și ție. Ai fi în stare să ne dezbrăcăm un curugol. Să ne punem un prosopel așa. Și să mergem pe borna de la kilometru zero și să fumăm o țigară. Doar așa să vedem. Reacțiile. Absolut, da.
Îți dai seama, la știri. Nu, chiar Doi nebuni. pentru că, uite, din momentul acesta, uite, știți în mare parte ideea asta, da? Deci, clar, noi suntem niște oameni, după părerea mea, cu discernământ, da? Nu suntem tâmpiți, cred eu, poate. Pentru unii, poate, suntem tâmpiți. Dar aș vrea să văd chestia asta. Cât de mult poate judeca un om și cât de mult o poate întinde în judecata lui și ca părere despre cineva. Pentru că noi, oamenii, avem tendința să clasăm unele persoane în baza a ceea ce doar vedem. Noi nu mai dăm timp întrebării de ce. Sau ce se află în spatele Exact, acelei imagini. da. Și de aceea de multe ori oamenii se închid în ei pentru că nu are cine să îi întrebe ce mai faci, cum ești și de ce. Uite, am făcut un test, am ieșit pe stradă acum ceva timp și opream oameni, da, într-un mod elegant, frumos, bună seara, bună ziua, scuze, o simplă întrebare, dacă se poate. În mintea omului, clar, poate, băi, vrea să mă întrebe cum ajung acolo. Ce faci? În momentul în care venea întrebarea asta, cred că 70% se uitau la mine, așa mă analizau, se transforma o stare de mini-șoc și plecau. Prea puține persoane au zâmbit și au înțeles sensul întrebării și au răspuns, bine. Un procentaj de, cred că, 2% au continuat discuția prin, bine, tu ce faci? Știi? E foarte ciudat ca oamenii să fie speriați de alți oameni de la o simplă întrebare. Deci o întrebare ce faci îți creează o teamă, o frică. Dar, bun, vezi ce înseamnă să crești într-o lume în care trebuie să fii mereu atent în stânga, în dreapta, să nu fii furat, să nu fii înjurat, să nu fii agresat. Ăsta este motivul pentru care oamenii s-au dezumanizat. Adică, foarte greu, cum dintr-o dată să mă întrebe cineva ce fac, de unde, are un scop, sigur, vrea să-mi... Și te uiți la portofel, te uiți la... Da. A, uite, apropo de chestia asta, mi se întâmplă foarte, foarte frecvent când am vreun act artistic de magie, mentalism și așa mai de la vreun eveniment. De multe ori prima reacție când cineva mă roagă sau intru, mă urc pe o scenă și hai, mulțumim frumos. Să schimbă Zona zona crepusculare. crepusculară. Mulțumim. Apreciem. Mulțumim frumos. Mulțumim. Când mă urc pe o scenă, din sală, de fiecare dată aproape aud ceasul, portofelul. Dacă un om, unul la unul, de exemplu, cineva îmi face cunoștință cu cineva ce vrea să... Da, fiind Adi, cum să nu? Așa. Cineva îmi face cunoștință cu cineva și mă roagă, poți să-i arăt și lui ceva? Că așa. Da, să nu... Îmi spune de glumă. Dar Dar tot... totuși, Da, nu, bine. nimeni nu se gândește că... Da, dar Așa. poate văd alții, a văzut oameni de firmă, nu neapărat tu. Pe lângă chestia asta, multe persoane de-a lungul timpului mi-au propus să colaborez pentru a face rău. Da, eu am avut un an de zile în care pe TV, de exemplu, am expus foarte mult chestia asta cu gândește-te la PIN-ul cardului tău și bum, 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 ți-l dădeam în direct pe TV. Sunt multe persoane care, în glumă mai serios, mi-au spus, băi, dacă eu știu serial number-ul de pe care și așa mai departe și tu știi PIN-ul, adică oamenii se duc tot, Se duc, unele da. persoane se duc într-o zonă de asta, în care să atragă beneficii asupra lor, clasându-mă pe mine uneori, nu știu, ca un zeu. Sunt unele persoane ce cred că eu am un har divin, de exemplu. Și da, și cumva ai simțit că veneau pe lângă tine, Da, da. căutau să intre într-o prietenie, cumva să ajungă Uneori, dar punctul uneori care. foarte, foarte direct. Uneori foarte direct. Adică oamenii sunt, e o categorie despre care știu sigur că nu au potențialul de a aprecia arta. Deci eu mereu am expus din ceea ce fac eu, nu e nimic paranormal, nu e niciun har divin, niciun dar, nu. Este muncă în spate. Dar unele persoane văd chestia asta ca și e transformată într-un beneficiu. Ceea ce niciodată n-am făcut asta. Niciodată nu am furat. Ba da, recunosc. Eu am furat țigările mamei mele când eram mic. Îi luam câte un pachet din cartuș și m-a pus într-o zi să mănânc o țigară. La propriu. Cum a fost? Țigara? E, am luat așa o bucată mică, m-a lăsat să o iau. Și m-a întrebat, e? Mai Iei și cu vrei? apă? Pentru a mă lăsa de fumat, știi?
Și am zis, da, mai vreau, o mănânc până la capăt. Și după aia, tot 2 pachete jumate pe zi fumez. Adică, Da, adică sunt un idiot, dar... dar da, și eu am furat foarte mulți bani de la ei mei când aveau magazinul. Cumva și vina lor, pentru că atunci când veneau de la magazin, Da. lăsau toți banii fără să-i numere în geanta roșie, că și acum nu o să o uit niciodată, știi? Și eu fiind disperat cu dulciurile, băi, mă trezeam la 12-1 noaptea când dormeau cu toții și știam că trebuie să-mi iau bani să am la școală, știi? Da, na, sunt perioade ale copilăriei, Da, dar... pe care trebuie să le ținem Bun, într-o hai să minte. citim și câteva mesaje, nu? Ca Cum să să nu? vedem ce spun Te oamenii, rog, poți cum să începi sunt. tu. Bun. Hai să vedem. Bună seara, bună seara, Muri. Bună seara, Elena, Olgeanu, Ciprienache. Bună seara, dragilor. Bună seara, Ana, soția mea frumoasă. Bună seara, Anușa, bună seara, Cătălina, bună seara, Ciupotariu, Daniel, bună seara, Corin. Mărăcină, Virginia, se și salută între ei, uite, vezi, Cătălina a salutat-o pe Anușa, vezi ce frumos, Frumos, da, vezi ce frumos, da. vezi, incredibil, n-am mai văzut așa ceva de mult în societatea asta, așa, Cristina, Făcălei spune, toți furăm bani de la părinți, băi Da, da, băi, nu asta, precum. dar, auzi, se poate numi păcat chestia asta? Păcatul părinților, pentru că nu-și protejează banii. A, da, deci noi teoretic ne-am născut, vezi, avem ceva ce ei nu ne-au În învățat. ADN. Deci a venit o chestie de asta, da. O, ce amintire am, uite, dar într-o zi poate facem o emisiune despre amintiri din copilărie. Facem. Wow, da. Și fii atent, să ne le punem pe foaie toate relele pe care le-am făcut. Și eu și tu, dar cum să zic eu, că trebuie să le știi. Nu? Și cumva să începem să ne asumăm lucrurile, să le acceptăm, știi? Și poate vom vedea și de la ei anumite Oh, mărturisiri. bineînțeles. Bună seara, Diana, bună seara, Radu Bosul, cu doi de S. Carlos Ghiță, bună seara, oameni de elită. Simpli oameni, Carlos, bună seara. Simona, bună seara, Anușa, bună, Biorin, se salută. Uite, vezi, asta apreciez chestia, se salută între persoane. Ela, mult succes, mulțumim frumos. Ceva nou și interesant, ceva... Nu știu dacă este neapărat nou, nu știu dacă este neapărat chiar foarte interesant, pentru că fiecare om în parte are doza de cât de interesant îi se pare. Am zis de chestia asta că totul este un remix. Tu crezi că ceea ce facem noi acum este ceva nou? În Nu, momentul Ana. ăsta, da. Nu, Cumva, nu. nu. Totul este un remix. Nu există ceva original în ziua de azi. Uite, îți dau 10 secunde dacă vrei. Vino cu o idee ce nu mai există. Păi, clar, din Totul este un preluarea remix. informațiilor. Totul Da, este un da, remix. da, 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 da. Da, bună seara, bună seara, uite. Flor Eco, cum sunteți după seara trecută? Care seară? O seară de domeniul trecutului, ce să... A fost o seară ca oricare alta. Sincer, da. Sincer, da. Deci noi suntem foarte bine. Bună seara, Alex Mihaela. Bună seara, Sebidia. Și încă o dată, bună seara tuturor. Cu drag am stat să citim fiecare mesaj de bună seară, dar asta cred că ne-ar lua destul de mult timp. Bun, hai să te întreb eu. Zi-mi dacă tu ai cunoscut sărăcia cu adevărat. Da. Da, stai, acum depinde, că și sărăcia asta este percepută de fiecare în Sărăcia parte. financiară, în primul rând. Da, e, cum să nu? Dar, tu crezi că eu nu sunt Nu, că conștient că... apropo, eu nu cunosc trecutul cu părinții, cu... Trecutul meu, de obicei, nu o spun sub formă de aroganță sau de ascuns de ceva. E singurul lucru ce mi-a rămas doar mie, din punct de vedere real, în mintea mea, pentru restul este doar o poveste. Și cantitatea de emoție ar trebui să o expun știind că cel din fața mea o să o primească doar la nivel de povestit. Asta foarte rar vorbesc despre mine. Dar da, am cunoscut comparativ cu anumite etape din viața mea, da, știu ce înseamnă minus. Cu adevărat. Știu ce înseamnă minus. Și chiar da. Sunt multe persoane care mă percep pe mine și sunt conștient de chestia asta. Mă percep uneori poate a fi fii un om ce întoarce banii cu lopata uneori. Un om care are investiții, un om care are case, mașini și așa mai departe. Poate așa par din atitudine, din așa. Dar eu poate le-am avut cândva, poate, nu. Dar
Eu sunt un om ce cred că este reprezentat prin simplitate în momentul în care mă cunoști cu adevărat. Știi cât de ușor îi poți atribui unui om o haină, O știi? etichetă, o... Exact, da. Exact, o etichetă, atât o etichetă negativă. Băi, ăla este un om josnic, ăla e cu tare, cu tare, cu tare, da? În urma acțiunilor lui. Atunci e plauzibil în mare parte ceea ce spui. Dacă vezi pe cineva nociv, poți să spui, băi, un om rău. Dar, în primă instanță, dacă nu știi nimic despre el și îl vezi într-un fel anume, poți să spui, omul ăsta e sărac. Sau omul ăsta e bogat. Dar de multe ori cam totul este invers. Am întâlnit oameni care la exterior conserva este zgâriată, este bătută, este numai are eticheta întreagă și așa mai departe. Dar conținutul este genial. Și am descoperit ambalaje chiar cu diamante pe acea cutie și interiorul era un căcat. Și de ce este de multe ori diferența? De ce unor vrem să părem ceea ce nu suntem? Nu știu. Invidia, cred că aici asta ar fi definiția de multe ori. Eu cred că și de ce catalogăm în felul acesta? În primul rând, în mare parte, suntem o nație care, ți-am mai zis, noi judecăm după ambalaj. Încă n-am Da. ajuns la educația necesară de a ne pune acele întrebări de bun simț. Bă, stai puțin, de ce omul acesta a reacționat așa? Pentru asta trebuie să fii calm și să ai răbdare, lucru cu care eu încă lucrez. Da? Eu acum îți spun, până în vârsta de... Cei care m-au urmărit îmi știu povestea. Deci până în vârsta de 17 ani am avut tot. Tot înseamnă atmosferă familială caldă, bunicii care veneau tot timpul, magazin, eram cunoscuți în Colentina acolo. Și până într-o dată brusc în stradă. Ai mei divorți? Mama. Bun. Și cred că de aici am învățat foarte multe lucruri, chiar dacă atunci eu nu le-am conștientizat. Și cred că prin faptul că s-a întâmplat brusc, de asta nici n-am avut timp să, cum să zic, să ajung la vreo depresie sau să, știi? Pentru că brusc trebuia să găsesc un acoperiș deasupra capului, că venea noaptea și nu aveam unde să dorm. Uite, apropo de chestia asta și nu schimb subiectul referitor la ceea ce spui. Tu n-ai avut timp de a intra într-o depresie pentru că tu ai fost compatibil sau ai fost în real viitor la viață. Forțat de Exact. împrejurări. Apropo de chestia asta cu depresia, o să vezi ce explicație reală are domnul Ioan. Teoria lui despre depresie, despre ceea ce este depresie. Și este ceva fascinant. Deci, în viață vorbim de alegeri. Da. Noi trăim ceea ce am decis noi, la urma urmei, și nu este nimeni vinovat de lucrul acesta. Dar în momentul în care am rămas și am ajuns într-o ipostază în care nu ne-am fi gândit vreodată, pentru că atunci când trăiești binele, tu ești sigur că așa va fi mereu, știi? Deci tu nu te gândești o clipă că dintr-o dată o să se întoarcă totul radical. Și ce am învățat cel mai mult? În primul și în primul rând am observat faptul că au dispărut toți prietenii părinților mei care umpleau mesele. Bă, ăsta a fost Da. primul lucru la care mă gândeam. Bă, nimeni nu sune să ne ajute sau să se ofere. Haideți să dormiți la noi, ați mâncat ceva, ați făcut ceva. Da? Asta am observat eu prima dată. Doi, n-au existat neamuri. N-au existat mătuși. N-au existat veri. Eu vorbesc în cazul meu. Da, Că nu, tu în te-ai lovit cazul în meu. seamă de ceva dus Nu au la au extrem. deci în stradă eram doar eu, fratele meu, maică-mea și taică-mea, atât. Punct. Asta este realitatea. Oh, da, nu, înțeleg. Cam mai apoi am început să mă angajez și așa mai departe și am observat cum reacționează societatea în momentul în care tu nu oferi nimic. Și am un material în care am spus, în momentul în care tu nu oferi nimic, ești un rahat al societății. Da. Cei care nu mă înțeleg n-au trecut, ei încă trăiesc în comoditate. Da. Și atunci eu am învățat, atenție, să nu mai trăiesc pentru ceilalți. Tu ai văzut cum sunt eu, Da. că nu sunt afectat de ce spun ei sau. Păi eu mi-am pus părinții la zid în momentul în care au venit și mi-au spus,
cum poți să stai cu fata aia, vii să crești copilul altuia? Mentalități vechi. Eu m-am impus, băi, ce s-a întâmplat? Vă vedeți de treburile voastre, nu interveniți și nu spuneți voi cu cine să umplu, cu să Da, umblu. da. Deci eu îi divinizez, îi iubesc și știu asta. Ei au reprezentat motivul pentru care am luptat să avem din nou o casă ca ei să se împace. Dar când au intervenit în viața mea, eu am pus clar, ce faceți? Stop! Stop! Da. Nu, înțeleg la ce te referi, dar tu ai avut o lecție de viață, da, adusă la extrem. Extrem. Și cu toate astea, lecția ta de viață este light față de lecția altor Clar, oameni. clar, clar, Asta clar. clar. Ceea ce asta nu înseamnă că nu te pune pe o platformă a unui sentiment trist în acel moment. Dar știi când e sentimentul mai trist? Când cineva trece prin ceva de genul ăsta? Nu atunci. Acum. Dacă intri cu adevărat în emoția ta, dai puțin la o parte rațiunea. Cam astea sunt singurele momente în care poți să lași doar sufletul să acționeze. Nu ți-ar lua mai mult de 30 de secunde efectiv să-ți iasă pe ochi, prin lacrimi cu adevărat, dacă s-ar instala acel sentiment, știi? Cred că am vărsat prea multe lacrimi, mai ales atunci încât. Acum eu când mă gândesc în trecut, cum să zic eu, parcă mă motivează. Că Că îmi vezi că o amintesc de unde am poveste. plecat și ce am reușit, Da. știi? Da. Apropo de chestia asta, după ne-am mutat cu chirie, mama după noi tot timpul, foarte greu era ei ca femeie, în fine. Și la un moment dat am stat într-o casă de răpănată timp de 2 ani de zile. Și am fost chiar astăzi că am vrut să filmez astfel încât acei copii care trec prin ce am trecut eu să înțeleagă că nu e capăt de lume, că există viață și dincolo. Da. Contează enorm de mult mediul în care trăiești. În fericire nu evoluezi, doar o trăiești. Fericirea se trăiește. Bineînțeles. Poeziile, profunzimea apare în momentul în care plângi, suferi, ești dezamăgit, ești trădat, atunci încep să scrii. Și vreau să pun în momentul ăla, atunci am scris o poezie. De atunci am scris-o și, dacă să înțelegi, n-am Da. scris poezie acum sau La în perioada fericire, cum ar bună. fi, da. Nu, atunci. Da. Ca să înțelegeți cât de mult contează. Și în casa aceasta aveam doar curent, atât. Iarna, fiind geamurile sparte, când veneam de la serviciu, ne culcam dormeam cu gecile pe noi, nu le mai dădeam jos, că aveam doar un reșeu cu două chestii din alea, știi, care Care de-abia dădeau făcea căldură, da. față. Apă, ca să ne spălăm, luam din, cum să zic eu, trebuia să ieșim din curte și în capul străzii era o cișmea. Când am intrat în ea, erau postere peste tot, nu știu ce fusese acolo, nu știu dacă bordel ceva sau. Și a Da. trebuit cu fratele meu să văruim, să facem cât de cât, să fie ok. Ăsta este trecutul meu și nu mi-l poate lua nimeni. Și, băieți, putem pune poezia, să punem un pic, sau nu, punem mai întâi filmarea, nu, cu casa și, pormă, dragilor, Chiar vreau sunt să curios, eu nu auziți, știu despre chestia da, asta. da, da, ca să Chiar vezi ce sunt curios, mai. înseamnă ceea ce trăiești, aia treci pe foaie. Dar, de Uite, regulă, vorbim de durere și necaz. data viitoare îmi permit să te invit în locurile în care am copilărit eu și, dar o să vezi, povestea copilăriei mele, dar o să Da, vorbim despre mergem, mergem. Și asta. știi ce mi-am impus? Vreau să încep să scriu iarăși poezii și din când în când, că mi-ajunge o săptămână, să scriu despre ceea ce simt. Vreau să Vezi intru cât de iar pe ciudat în partea ziua de asta. azi, unii dau cu briceagul, alții scriu poezii. Asta zic. Dar cele mai tăioase sunt tăieturile poeziilor, nu ale cuțitelor, că au Într-adevăr. foarte mult la bază. Ok, chiar sunt Puțină curios. emoție, pianul ăla când pun, nu? Sau. Vrei să o spui sau vrei să o... Nu, 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 să o pună, că e Da, clip frumos. ok. O să urmezi poezia, chiar sunt curios. Și uite, o să mai citesc din mesajele voastre. Uite, Canela Ionică. Eu nu am părinți. Aceea nu alege. Eu nu eram S-a cu întors un om. părinții în stradă, eu eram singură la vârsta de 12 ani și a trebuit să muncesc, să am chirie. A fost greu. Uite, vezi, toată fraza asta pe care ai spus-o, Canela, este clar, are o încărcătură emoțională pentru tine de nu-ți vine să crezi nici ție. Dar, vezi, de asta eu de foarte multe ori despre trecutul cuiva sau al meu, foarte rar vorbesc pentru că toate sunt la nivel de povești.
Și ar trebui să intrăm în niște detalii foarte, foarte ample să simțim exact tot. Dar doar fraza asta, eu nu eram cu părinții în stradă, eu eram singură la vârsta de 12 ani. Deja, știi, poți tu, fără să-ți explice, poți să te duci tu și e de ajuns singură la 12 ani. Eu dacă aș fi singur cuc acum, de exemplu, da? Eu mai am doar o comoară a vieții mele. Așa a fost să fie doar pe mamă. Eu dacă aș fi acum singur cu, nu contează că am 37. Aș fi varză. Aici nu mai ține de tăria de caracter. Ok, ține de tăria de caracter. Dar nu mai e cum să spui, domne, ești bărbat. Nu. Pentru că emoția e... poți să pozezi în fața altora. Și alții să te vadă, uite-mă cât de tare e. Nu. Dar în tine, dai pe afară. Oricum, deci pe mine mă înspăimântă gândul când vor pleca. Oricum, da, noi nu vom mai fi întregi. Eu mă gândesc deseori la chestia asta și încerc să apreciez fiecare zi și să-i apreciez și mă oftic câteodată că n-am timp să petrec cu ei, că trebuie să mă împart, să fiu și soț și tată și, da, și tot ceea ce facem și acel om care să motiveze și așa mai departe. Dar în acele momente noi nu vom mai fi întregi în interior. Eu voi trăi în trecut tot timpul și îmi voi aminti cum eram eu cu fratele meu când ai noștri ne creșteau și acolo în casă, știi? Da, da, uite, vezi, asta, eu deja mă antrenez și asta vă recomand și vouă și chiar o să discutăm într-o zi despre chestia asta. Mă rog, pe principiul pe care l-am discutat, dacă ați urmărit podcastul în care eu am fost invitat, acum suntem la aceeași masă, acum suntem ca o familie aici, eu am fost invitat asta, în realități cu Niculescu în acel podcast și pe care îl găsiți pe YouTube, pe canalul Realități? Realități cu Niculescu, Realități cu Niculescu, da. În care am vorbit despre chestia asta. Ce se întâmplă după moarte, da? E un vis. De multe ori când ne regăsim părinții într-un vis, atunci când ei nu or să mai fie, este de fapt o realitate. Ei mereu sunt pe undeva și poți trăi cu ei. Nimeni nu moare. Poți trăi cu ei în fiecare zi. Eu fac asta. Cu tatăl meu, de exemplu, care nu mai e. De acum 20 de ani, pentru că acum 20 de ani s-a întâmplat totul. Și trăiesc în fiecare zi doar știind că este undeva. El face parte din bucla aceea de timp. Va exista, da, mereu. Da, 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 dacă, da, da, acum am avea mașina timpului aici și tu dai în anul când el... Da. Te duci într-o după-amiază în care el făcea ceva, știi? Deci asta e frumusețea față de cei care nu s-au născut. Noi vom exista în timp, da, forever. Da, bineînțeles. Da. E... Da, trebuie cuantic, e ceva da, foarte, foarte cuantic. Dar da, oricum, cert e că... trebuie să facem o ediție să vorbim, da, despre moarte. Nu vreau să întristăm pe cineva, dar oricum starea nu e de tristețe. Acum. Nu. E o stare, o stare parfumată chiar foarte... Filozofică un pic. Asta simt eu. Da, da. E despre viață. Partea cea mai frumoasă, știi care e? E că, oricum, în 100 de ani, nu o să mai știe nici dracu de noi. Clar. Așa cum, clar, să nu te bucuri de fiecare moment, da, și da, da, să simți că trăiești și să simți fiecare moment cum vedeți lumânările alea le-a adus Niculescu, pentru că eu nu știam de ce, nu știu că o trămâne Ana, soția, asta s-a gândit, luați s-a gândit lumânarea asta. Uza, ce înseamnă o femeie, zic, ce înseamnă? Ce-o fi fost? Uite, să încercăm să gândim femeie. Ce-o fi fost în mintea Anei să spună, ia lumânarea asta. Căldura îți încălzește sufletul. Cireașa de pe tot. Cireașa de pe... Da. Bun. Dragilor, haideți să vedeți de ce mediul greu scoate în exterior și cumva creierul meu, cum să zic eu, plângea ca să se descarce prin ceea ce trăia, știi? Că totuși îmi vedeam prietenii care n-aveau suferințe, viețile lor mergeau înainte. Haideți să începem, putem începe cu ți-am trimis acum un clip unde sunt eu și să pui un pian ceva ușor și pe urmă urmează poezia și revenim. Bun.
Și nu se găsește materialul sau? Da. Bine, unul se întâmplă asta, e chestia că noi nu suntem foarte, foarte structurați. Asta nu înseamnă că este lipsă de profesionalism. Poate mulți dintre voi o să spuneți chestia asta, că este lipsa, dar nu, pentru că sunt foarte, foarte multe chestii în spate și cei doi îngeri păzitori din spatele camerelor fac tot posibilul să aibă câte 7 mâini de fiecare. Și de multe ori se întâmplă chestia asta. Nu știu dacă sunt chestii de judecat, dar chiar și prin aceste lucruri ne putem bucura de mici lucruri de genul acesta. Ce l-am dat pe WhatsApp. Așa. Mă văd eu, da, da. Uite, îmi place. Suntem gata? Mă aud? Uite, am citesc un comentariu, după aceea voi reveni la el. Dani Pavel, cu bă, așa, bă, pocăiți-vă, citiți Biblia, nu mai pierde timpul cu Niculescu. O să vă explic eu exact acest mesaj și vom analiza acest mesaj care vine total din Neant. Și putem să dăm play? Chiar sunt curios ce a filmat Niculescu. Asta e casa unde tu ai copilărit, nu? Nu, după ce am pierdut casa, așa, am rămas cu mama în stradă și ne-am mutat din chirie în chirie până am ajuns la această casă, unde era chiria mai mică și noi puteam strânge bani astfel încât să plec eu pe vas și să ajutăm. Cum a stat aici? 2 ani. 2 ierni. Și dacă ar fi să retrăiești... De ce ar conta haterii pentru mine și cei care mă jinesc? Pentru că am materialul? Dacă ar fi să retrăiești momentul... Uite, alegeți o zi din viața ta de atunci. Aș alege o zi, mi-amintesc că era vară, cald și în curtea aia acolo pe care ai văzut-o, au venit câțiva prieteni și știu că am făcut niște mici, am făcut un grătar. N-aș alege iarna și n-aș alege... Deci are ceva pozitiv. Da, 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 da. Uite, vezi, de multe ori fericirea sau lucrurile bune nu te învață nimic. O amintire plăcută va fi mereu înlocuită cu altă amintire plăcută. Adică dacă ai acum o mașină și peste un an îți iei o mașină mai nouă, e ok. Dar și mașina nouă va deveni o mașină veche. Din palmele vieții și din zgârieturile vieții, ești de fapt ceea ce ești azi, ca om. Din lucruri frumoase și fericiri, nu, sunt bune atunci, în momentul ăla. Dar se dispersează foarte repede. Eu cred că foarte mulți fac greșeala că uită de trecutul greu și pierzând lucrul acesta, cred că atunci vorbim de oamenii care au uitat de unde au plecat, pentru că să-ți îmbrățișezi trecutul greu și traume și așa mai departe, înseamnă că tu te readuci cu picioarele pe pământ și vei aprecia tot timpul ceea ce ai astăzi. Eu asta fac. Da, e foarte greu, Adi. Posibil, e foarte entuziasmul, deși când te gândești, de exemplu, că ai avut, că ai mers cu un Ferrari, dau un exemplu, cândva ai condus un Ferrari, dau un exemplu, și te-ai dorit tu foarte mult. Entuziasmul încă este prezent, pentru că știi că e puțin ciudat aici. Este un entuziasm prezent pe care ți-ai dorit să-l povestești tuturor, cu un entuziasm la fel de mare ca și atunci, dar o tristețe nu e pentru toată lumea de povestit. Și de aceea nu vine instant din... Dar oare nu e greu în momentul în care nu ți-ai acceptat trecutul cu traume, cu tot? În momentul ăla, da, ți-e greu să privești așa, dar dacă ți l-ai acceptat și lucrurile acelea te-au motivat ca să lupți și să continui, cred că atunci ți este ușor să te gândești în trecut tot timpul și chestia asta să te facă să te readucă cu picioarele pe pământ în cazul în care te pierzi în societatea asta de multe ori bolnavă și suntem... Uite, trecutul tău te-a lovit, da? Băi, te-a lovit.
Dar acum te simți oarecum ca și... Ai putea să faci abstracție de trecutul tău și să trăiești prezentul? Corect, nu? Habar n-ai cât mai duci. Logic. Știi? Pentru că sunt oameni care cedează. Sunt oameni care sunt atât de loviți de viață încât cedează. Și știi ce înseamnă să cedezi? Practic. Depresie, anxietate, exact. Vicii, alcool, droguri. Exact. Asta înseamnă să renunți. Și aici fac referire iar la un invitat de excepție, după părerea mea, la domnul Ioan. Din câte știu, domnul Ioan nu este consumator de alcool. Din câte știu, domnul Ioan nu este consumator de substanțe nocive. Din câte știu, am văzut cu ochii mei, domnul Ioan doar bea o cafea, două, trei sau patru, și este fumător ca și mine. Și în primă instanță, dacă dintr-o altă perspectivă domnul Ioan ar fi privit de cineva ce are tendința de a judeca, ștampilele ar fi exact cele pe care le-am menționat mai devreme. Da, da, da. Da. Pentru da, că da, da. Asta ne-a învățat societatea, să consumăm aspectul. Societatea, da. Până și partea asta cu feminină, cu 90-60-90. Asta este o injectare. Da, o deviere de la ce trebuie să apreciem cu adevărat. Siguranța, sufletul, exact. Educația. Exact. Uite, mie, de exemplu, și recunosc chestia asta, ați văzut vreodată o parte feminină dezbrăcată 90-60-90? Mie nu-mi place. Zici că sunt, deci, pentru mine chestia... Asta e părerea mea. Să moară... Să moară... Nu, pe cuvântul meu. Mie mi se pare, cu tot respect, așa sunt eu. Mie mi se pare... Cum ai reacționat când ai văzut atunci? Te rog frumos, te îmbraci în secunda asta. Deci, nu, stai, te îmbraci. Nu mi-a displăcut. Nu mi-a displăcut. Dar ce ți-a transmis? Nesiguranță sau cum nu ai percepat? Nesiguranță. Fragilitate. Lipsa eticheta aia pe care scrie fragil, nu știu de ce, așa mi-a transmis mie. Șef, hai la bucătărie, mâncăm. Te pui pe mâncat. Hai, da, parizeria. Da, da, nu vreau să intru. Nu vreau să intru în detaliile astea, na. Trebuie să abordăm o dată. Da, abordăm, e joi. Da. Adică... Haideți să vedem un ăsta, materialul pe care l-am filmat astăzi și pe urmă să ascultăm poezia și să intre domnul Ioan, nu? Luăm pauză abia aștept. Bun. De ce ar conta haterii pentru mine și cei care mă jinesc dacă în momentul în care am rămas în stradă cu maică-mea și cu fratele meu, am locuit 2 ani de zile aici? Practic atunci când eram în noroi, atunci nu contam pentru nimeni. Iată unde am stat și de unde am plecat. Niciodată să nu permiteți nimănui să vă fure dreptul de a visa. Cei care n-au trecut printr-o perioadă de sărăcie, de lipsuri, nu mă vor putea înțelege niciodată. Eu de aici am plecat și la perioade de timp vin, de ce? Ca să mă mențin cu picioarele pe pământ, să nu uit de unde am plecat și să nu mă pierd. Așadar, dacă în trecut nu contam pentru nimeni, nu eram făcut escroc și șarlatan, de ce acum, când am ieșit din noroi și strălucesc, au apărut acești oameni? Pentru că ei mă validează. Ei își doresc să fiu, ei practic vor să fie ceea ce sunt eu. Ăsta este motivul pentru care trebuie să vă apreciați și mereu să nu uitați să vă bucurați de realizările voastre. Lăsați-i pe ceilalți. Oamenii mereu vor bârfi, oamenii mereu vor fi răutăcioși. Pentru că avem în ADN, e mai ușor să fii rău decât să fii bun. Așadar, eu vă ofer doar realitate. Fiți buni! Poezia. Maestre. E pregătit? Ea vine. Fie prin naștere, fie prin prostie. Cum și în ce fel, doar tribunalul vieții știe. Stau întins în al meu pat, o saltea trântită pe jos, n-am ce să fac. Căldura
lipsește cu desăvârșire, iar dinții îmi clănțene fără oprire. Iarna a venit și-mi bate la geam, bani pentru lemne nici că mai am. Poate cumva am cheltuit prea mult, pe lângă salam am cumpărat și unt. Asta se întâmplă când te calicești, când vrei să scapi de foame și uiți să mai gândești. Uiți că vine frigul și te va îngenunchea, că-l vei simți în spate, că te va zdruncina. Acum privesc spre mama. Mă simt neputincios. Alegerile greșite ne-au aruncat atât de jos. Nu condamn pe nimeni și nici nu ar conta să aflu vinovatul cu ce ne-ar ajuta. Am fost o familie, am fost ca niște zei, acum suntem săraci, atât eu cât și părinții mei. Căsuța unde stăm ne acoperă de cer, dar sărăcia cruntă mă face să disper. Acum încerc să adorm, dar nu reușesc, doar gândurile din trecut ce mă mai încălzesc. Aș vrea să pot să adorm, să încep o nouă zi, aș vrea încă o șansă și să mă pot trezi. Dar frigul a pătruns, m-am văluit ușor și simt să nu mai lupt, să strig doar ajutor. Cumva încep să simt căldură la picioare, mă simt fără puteri, dar este o alinare. Frigul m-a învelit, ușor, ușor, adorm, aș vrea să o pup pe mama, dar, Doamne, mi-e prea somn. Bun. Deci iată cât de mult afectează mediul, un mediu greu, un mediu în care te simți neputincios, un mediu în care zilnic simți furia societății și răutatea oamenilor. Asta este realitatea de acolo, de afară. Dacă eu aș fi trăit în fericire și nu aveam lipsuri, voi credeți că aș mai fi scris o poezie atât de tristă? E, atunci nu vedeam ca pe un beneficiu, nu realizam, cumva mă întrebam de ce mie, de ce nouă, dar astăzi o văd ca pe o binecuvântare. Tot greul și toate încercările, toate aceste lucruri m-au făcut să fiu cel de astăzi, iar voi care treceți prin astfel de dureri, nu cedați, nu renunțați. Pentru că eu sunt un motiv care vă arată că se poate și în România. Mi-ai spart fața. M-am uitat, am ascultat, că am fost ridicat puțin pe scaun și am ascultat pe telefon. Păi incredibil, felicitări. Te pup. Pe cuvânt, felicitări. Oh. N-am ce, dar am ascultat pe telefon, că l-am pus în afară. Tare. Da, nu te lăsa de chestia asta. Uite, Damian Panciu spune, bună seara, Adrian, nu valoarea care o are un om trebuie prețuită. Trebuie apreciată valoarea pe care o oferă în prezentul tău. Mă rog, am citit. Da, e foarte important să vezi potențialul într-un om. Chiar dacă nu pare wow și nu strălucește cu ceasuri scumpe. Nu, asta este important. Să-i vezi potențialul. Da, te mai întreb, dacă ar fi să dai timpul înapoi, ce ai schimba în viața ta? O întrebare clișeu. N-aș schimba, pentru că o secundă dacă aș schimba, n-aș mai fi aici. The butterfly effect. Dacă rupi o aripă a unui fătură Nu, și mă regăsesc în rolul ăsta de a transmite bine. Mă regăsesc. E o stare, adevărul că s-a creat o stare și vreau să atrag atenția, pentru că Adrian a venit cu ceva ce urmează să spui tu. Da, o rubrică nouă, da, ca să nu ținem numai în emoție și tristețe, o rubrică nouă numită... O să-mi placă rău. Fii sincer, iar voi de acolo trebuie să apreciați reacția lui sau dacă considerați că a mințit, să-l taxați prin mesaj. Uite, să facem un test acum. Alege tu pentru mine. Ah. Păi da, eu aleg pentru... Uite, uitați. Nu știu dacă se... Aici sunt bilețe. Fel și fel de bilețele. Pe care, de exemplu, uite,
am luat acum la întâmplare. Avem patru subiecte. Emoțional, spiritual, mental, fizic. Eu trebuie să aleg una dintre cele patru categorii, nu? Da, dar totuși unul aici amestecă. Păi nu, asta zic. Alege tu pentru mine. Aleg eu. Și nu o să dau răspunsul acum, dar hai că vedem, hai. Nu știu. Sunt pregătit. A, știi că mi-a spus cineva într-un mesaj, când mai fac eu pe tâmpitul așa, bună seara tuturor, așa. Mi-a spus, nu oferi credibilitate din punct de vedere profesional, imitând persoane de genul acesta. Se numește însușirea unui rol. Așa că te rog, hai, uite, vrei să vorbesc așa toată emisiunea. Așa, bună seara, Simona, trăiter. Deci aceste cartonașe fac parte dintr-un joc, un joc pentru relația de cuplu. Păi stai să zic, o întrebare este pe o parte și o întrebare pe o parte. A, relația de cuplu. Da, și acum nici nu știu. Deci, fără să vorbești, uită-te la mine în cel mai atrăgător mod cu putință și fă-mă să înțeleg. Deci, fără să vorbești, uite de la mine în cel mai atrăgător mod cu putință și fă-mă să înțeleg ce mi-ai face dacă am fi în dormitor acum. Mă adresez tuturor. Asta scrie. Deci, și mai e și pe spate alta, da. Nu știu dacă... Dar credeți-mă, asta scrie. Deci asta ai ales. Asta voi încerca să exemplific. Dacă vă dați seama... Zi. Și îți închipui că e tipa aia de 90-60-90. Nu, îți dai seama că e o chestie cu 90-60-90, am ridicat-o la fileu special pentru anumite comentarii. Eu ador absolut orice ține de parte feminină din punct de vedere respect, din punct de vedere a tot ce ține de feminin. Pentru mine femeia este o icoană, în parametrii normale, o femeie cu caracter, educație și așa mai departe. Nu contează 90-60-90 sau 205 89, 304, da? Bun, deci trebuie să exemplific, da? Și mă adresez tuturor. Hai să spunem că mă adresez cuiva. Sau vrei ție să... Nu știu, nu. Uite-te în cameră, închipuieți că... Așa, stai să mă gândesc. Că acolo este partenera ta, da, nu? Că e de relație. Ha? Da. Partenera mea? Păi da. Nu am parteneră. Închipuieți ca și cum ar fi, nu știu. Mi-e greu. Deci încep. Ea e acolo. Ștefan, aia știi când întorci tu capul, dar, să ai melodia aia. N-avem melodia aia, dar o să o avem data viitoare, dacă tot o să avem chestia asta. Da. Ești gata? Privește-te. Deci eu trebuie să exemplific ceva. Dacă tu îți dai seama, am un premiu. Am un premiu, da? Să-mi dau seama din reacțiile tale. Ok. Atât. Cum? The Walking Dead. I'm legend, da. Nu m-am gândit la un... Da, ai nimerit cu zombie pe cuvânt, da? Dar m-am gândit la un zombie ce își dorește foarte mult o șaurma. Coming soon. Asta mă gândeam și eu, că ți-e foame și vrei să mergeți la bucătărie să-ți facă ceva, nu să mănânci. Un zombie ce mănâncă o șaurma. Da, mă rog, asta mi-a venit în minte. Bun, încet, uite, DJ Coco spune, nu cred, admiratorile cu siguranță sunt. Mulțumim frumos dacă avem. Amalia spune, deci efectiv vă iubesc. Și noi. Da. Ia și bani. Pentru tine? Dar chestia asta, cred că puteți să o faceți și cu... Și cu invitații. Asta vom face. Invitați, da. Chiar și cu... Am luat trei, aici sunt patru... Alege tu una din cele patru întrebări. Emoțional, spiritual, mental sau fizic? Alege tu. Să aleg eu? Da. Dacă ar fi fizic. Dacă ar fi. Sau dacă ar trebui să dai o altă întrebuiințară unghiilor tale, care ar fi aceea? O altă întrebuiințare. Unghiilor tale, care ar fi aceea? În afară de... Deci Ana ți-a pus bilețele la... Nu știu. Deci dacă ar fi să dai altă întrebuiințare a unghiilor tale, care ar fi aceea? Mamă!
Mi-e bloc. Da, am... nu te... Așa pe creier. Da, mă rog. Spiritual. Îi faci vreodată pe celălalt să se simtă mici ca să te simți tu mare? Să știi nu, că... nu, doar pe cei perverși. Hai, bravo. Asta, asta vreau să punctez. Că răspunsul este da. Răspunsul este da, dar urma și... Da, da, corect, da, nu, că tu faci... Că cam asta e diferența dintre noi de multe ori. Știi că mi-a spus o persoană și oarecum i-am dat dreptate, dar exact în baza asocierea ta cu Niculescu ți-ar vrea să se aducă un minus, neexplicând acest lucru. O persoană foarte... Ieri am vorbit cu acea persoană. O persoană foarte acurată în realitate. Dar uite, vezi, dacă spui doar fraza asta, eu aș fi luat-o, dacă eram întâmpit, o luam personal. Băi, dar de ce spui asta și așa? Dar, ținând cont de diferențele... Și de context. Exact. Dar numitorul comun este benefic, atunci... Da, păi suntem diferiți. Da. Exact. Și, ce, asta e foarte bine. Și trebuie să înțelegeți un lucru. Cel puțin eu așa activez. Dacă întâlnesc prostia și perversitatea, da, atunci fac chestia asta. Dar dacă văd un om mai slab, mai inferior, din contră caut să-l motivez, să-i arăt că se poate. Știi? Da, aici da, e exact. Echilibru. Da, bun. Deci cu astea vom reveni poate puțin mai târziu sau... La domnul Ioan, nu? Să înceapă... Hai să începem frumos cu, da, cu un cartonaș. Da, am putea să facem chestia asta. Da, am și râs, am și glumit și acum cred că o să intrăm în pâine, pentru că sunt sigur că exact cum și eu și Adi l-așteptăm pe domnul Ioan. Deci vom face intrarea imediat după, da? Da. Cum și voi și noi îl așteptăm pe domnul Ioan. Domnul Ioan fiind o persoană ce are foarte multe de spus și nu sunt multe de spus neapărat în teorie. Poate sunt transformate într-o teorie dintr-un realism trăit, din toate punctele de vedere. Adică un om care a trecut unor poate prin frig sufletesc, oare poate prin tristețe, prin fel și fel de lucruri prin care noi poate doar vedem în niște filme, niște ecranizări foarte, foarte bine puse la punct pentru a crea o stare. Dar înainte de chestia asta, uite, chiar o să vreau să mai citesc niște mesaje. Uite, Alpha Driver întreabă, practicați vreo religie? Nu, nu practicăm niciun fel de religie. Două secunde. Stați așa, Amalia spune, eu cred că tu nu știi să faci, să ajungi la nivelul lui. Și dacă n-ai vrea să ai, dai valoare, nu ai sta aici să comentezi degeaba, dai dovadă de un comportament. Nu știu la cine te referi, Amalia. Cu toate că aici, după cum se vede, nu există, adică sunt comentarii la subiect, ceea ce e foarte ok. Nu uitați că mai târziu puteți să intrați în legătură directă cu noi printr-un apel video și, bineînțeles, puteți să intrați în legătură directă cu domnul Ioan. Și cred, nu știu, încă nu știu, dar cred că domnul Ioan ar fi dispus să răspundă, cred că aproape, la orice fel de întrebare. Așa că pregătiți-vă întrebările, pentru că domnul Ioan în scurt timp va fi aici, lângă noi. Și credeți-mă, este un om atât de cald și în același timp atât de ancorat în realitate, pentru că noi de multe ori, noi oamenii suntem cei care fugim de realitate. Noi ne complacem, noi de multe ori ne pierdem timp. Noi putem să creăm lucruri atât de benefice și frumoase celor din jur și de multe ori poate nu o facem pentru că ne pierdem timp ascultând în stânga și în dreapta bârfe, păreri toxice, oameni toxici și așa mai departe. Și chestiile astea, pentru mine cel puțin, nu au dus la nimic bun de multe ori. Așa, Olimpia Stamate, viața e frumoasă dacă știi ce vrei. Oare e atât de frumos și atât de bine să știi în permanență ce vrei? Sau unor mai trebuie să te lași și purtat așa de valul ăsta al vieții? Uite, o să ridic eu la fileu acum până va veni domnul Ioan. Care e prima întrebare pe care voi
i-ați adresau domnului Ioan, în, adică nu-l cunoașteți, da, pe domnul Ioan, care ar fi, nu luați în calcul tot ce v-am spus eu, care ar fi prima întrebare pe care i-ați adresau? Întrebările vor rămâne scrise aici și domnul Ioan le va primi. Simona Erika Abor spune, cum scap de sărăcie? E o întrebare bună. Alpha Driver spune, există bârfă pozitivă? Deja când pleci la definiția cuvântului bârfă, te gândești la ceva negativ. Există o părere discutată în afara subiectului și da, cred că popoți numi între ghilimele bârfă pozitivă. Amalia spune, uneori este bine să te lași surprins de multe lucruri. Da. Simona Erika spune, cum scap de viața urâtă? Zona crepusculară spune, dacă merită să regresi ceva în viața asta. Maria spune, cum îți schimbă sărăcia mentalitatea referitor la viitor? Danielino spune, viața este o soacră, azi te urcă și după te coboară. O scară, scuze, o soacră, ce m-am tâmpit. Am citit o soacră. Deci soacra te și urcă, adevărul ăsta e. Deci, ai pățit-o, nu mă uit în spatele camerei, dar cred că mă uit și la voi. Ai pățit-o? Ai pățit-o într-un fel sau altul, nu? Mă, adevărul ăsta e că soacra te și urcă. Deci soacra e ca o scară. Ei, uite, vedeți, mereu se creează ceva nou. Viața, Daniel Ionu spune, viața este ca o scară, azi te urcă și după te coboară. Trebuie să înveți din greșeli și să nu le repeți. De multe ori le repetăm. De ce? Poate o să ne spună domnul Ioan. Eu niciodată nu am găsit răspunsul la întrebarea asta. De ce repetăm greșelile? Pentru că de multe ori avem tendința să credem că nu le-am învățat cum trebuie, dar depinde. Daniel Dume spune, în ce perioada vieții dumnealui crede că i-a fost cel mai greu și ce l-a motivat să meargă mai departe? Dani Pavel spune, a, gata, te-am prins, de-aia îl urmărești pe Niculescu, vrei să scapi de sărăcie, mergi în Anglia la Progus? La Progus, nu știu. Este atât de grea încrederea, întreabă Nicoleta Alina. Bun. Și Humer Omer, banii aduc fericire. Este foarte discutabil, da, absolut tot. Sunt foarte, foarte multe întrebări. Așa că în aplauzele tuturor, dar aplauze dintre acelea mai lente, pentru că domnul Ioan se pregătește, după cum îl vedeți în cadru, domnul Ioan a luat loc aici între noi și, credeți-mă, în sufletele voastre. Tuturor, aplauze din suflet. Domnule, bună seara tuturor. Bună seara. Și mă scuzați că sunt așa un popolit. Eu nu vin direct din stradă, am stat puțin la căldură și nu m-am simțit nici inconfortabil, pentru că fie rece, fie frig, eu îmi reglez temperatura și nu mă deranjează nimic. Ce faceți, domnule Ioan? Cum sunteți? Amestecat. O să îmi permit să spun un lucru. Da. Domnul Ioan aflat aici lângă noi nu este un subiect adus în acest platou, nu este un om de care noi profităm pentru a face vizualizări și alte chestii. Cineva crede chestia asta, din start spun că nu e așa, pentru că nu ne permitem să jignim inteligența cuiva, în special a domnului Ioan și așa mai departe. Pur și simplu am putea să facem chestia asta la o cafea, dar noi facem acest lucru pentru a expune o conversație poate mult dorită de mulți dintre noi. Credeți-mă, eu sunt aici cu sufletul deschis, cu toată căldura și fără nici un fel de interes. Și pentru asta vă mulțumesc din suflet, domnul Ioan. Francezii ar defini o quelque chose, adică ceva. Da, da. Acel ceva care vine să atragă, să intrige sau să creeze spectacol. Dar în același timp, dacă am privit dintr-o altă perspectivă, este ceva ce ar putea
ridica la filo foarte multe întrebări și în același timp să se găsească și răspunsuri a multor persoane. Da. Ce au... Da, înțeleg, dar vreau să precizez din startul chestii. Nu vreau să din punctul de vedere. Eu nu sunt nici... Nu creez nici idei, nu... Mai spre microfon, domnul. Veniți cu scaunul. Da, stai cu să... O să vă împing eu mai... Da, da. Mai în față. Cât mai... Gata? Așa. E perfect. Da. Problema e în felul următor. Fiecare individ în parte... Un univers întreg. Și în primul rând, ca să poți să-și dea seama ce e, el trebuie să se cunoască. Eu sunt într-o asemenea fază, deci nu pretind că pot da păreri, că pot da sfaturi, nu. Eu încă n-am ajuns să mă cunosc nici pe mine însumi. Și de aceea și fac tot ceea ce fac. Eu nu stau în stradă pentru că n-aș avea unde să stau. Eu nu... toată lumea vrea să mă angajeze, curios, toată lumea vrea să mă angajeze. De când au aflat că sunt vedetă pe YouTube, toată lumea vrea să mă angajeze. Și ei nu înțeleg un lucru, că eu nu pot să fac acest lucru. Pentru că din momentul în care mă angajez, eu sunt subordonatul lor. Eu nu mai sunt liber. Eu am cuvânt. În sensul că dacă fac niște promisiuni, eu trebuie să le onorez. Și sunt lucruri pe care nu vreau să le fac. Cu toate că știu să le fac. Deci eu însumi sunt un fel de enciclopedie, deci eu încă n-am reușit să mă definesc pe mine însumi, cu toate am 67 de ani. Sunt unii care spun că ei le știu pe toate. Da, e interesant. Da, am întâlnit, spre exemplu, odată, eu urmăresc și pe chestiile astea, a venit în România șeful laboratorului CERN. Și dacă nici ei nu mai sunt inteligenți și culți, pe cine mai e? Și spunea la un moment dat simplu că ei cunosc cam 7% din secretele Universului. 7%. Și dacă îl întreb pe orice individ, el cam știe 90%. El le știe pe toate. Toată lumea se pricepe la fotbal, toată lumea se pricepe la război, mai nou toată lumea se pricepe la microbi, la orice. Da. Toți suntem biologi în ziua pe da. Și acum mai nou toți suntem tot ce vrem. Cunoaștem arta, adică, războiului. Da, dar totul e de fapt un fel de excrocherie, un fel de 214-215. Așa era evaluat în codul penal, Alex Crocker. Ei, ce se întâmplă? Noi facem comerț cu iluzii. Adică vrem să creăm interlocutorului impresia că noi le știm. Și câteodată le bâșbuim mai rău decât el. Corect. Deci nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu vreau nici să fac pe modest, nu vreau să fac nici pe filozoful. Dar fiecare individ e infinitezimal diferit de celălalt. Și atunci el... Însăși prin genonul lui, însăși prin felul în care gândește, privește lucrurile, le vede puțin diferit. Un integrat are mii de intrări și mii de ieșiri. Dacă urmărești o placă de bază a unui calculator, ai să vezi și o privești așa mai de departe, ai să ai impresia că e un oraș cu blocuri, cu autostrăzi, da. Și de fapt o să vi se pară curios. Așa și circulă informația pe acolo. Ca pe autostradă, unul exact. Are prioritate, unul îi pune semafor, exact. Mama. Dacă ar fi să vă întreb ceva, putem să vorbim deschis. Da, vă rog, chiar. De fapt, două întrebări. Ce știți cel mai mult despre viață și ce știți cel mai puțin despre viață? Un singur lucru știu, că nu prea știu. Pur și simplu. Pur și simplu. Da. Deci, deci suntem teoretic niște buni amatori. Da, bineînțeles, da. Bâșbâim, orbecăim. O să ți se pară curios, chiar am găsit definiții mai riguroase decât ăștia. În sensul că unul dintre ucenicii lui Iisus ne definea ca fiind niște vierbi care colcăim și de fapt nici nu putem să ne înălțăm decât unul pe altul, așa. Și mai în glumă, mai în serios, cam așa e și în ziua de azi. Eu asta definesc ca fiind gândirea lineară. Exact. E cam povestea cu viermele de mătase. Prima dată suntem vieri, dar uite, nimeni nu s-a gândit, sunt convins că s-a gândit. Noi inițial suntem un spermatozoid. Ce greu, da, dar avem secunde. Ce masă, avem ce... Domnul Ioan, două secunde, trebuie să fac un anunț. În 4-5 minute vom difuza doar pe YouTube, așadar cei de pe Facebook sau alte rețele de socializare ne vom muta pe canalul de YouTube Apel de noapte și o să vă rugăm, dragilor, să dați subscribe ca să primiți notificări în permanență și din viitorul apropiat. Spuneți, domnule. Deci, ca să vin la ideea mea, inițial toți suntem un spermatozoid. Da. Avem o masă infirmă, aproape cât un puțin mai mare ca un virus. Și chiar și decât un microb.
Dar de aici, uite, eu mă simt nevoit să plec într-o altă întrebare și nu o să atingem subiecte religioase sau chestii astea, dar o să pun întrebarea de așa natură. Cât la sută, părerea dumneavoastră, cât la sută tot ce ține de partea religioasă are un adevăr și cât este de fapt o iluzie propagată de-a lungul timpului? Ca să îl parafrazez pe cel care a inventat becul, e 99% transpirație, 1% inspirație. Deci cam 1% e adevăr, restul sunt construcții. Păi și a fost de ajuns de 1%, am pus noi floricele, trandafiri, bla bla. Dar cu toate astea sunteți o persoană ce sunteți ancorată de o divinitate. Da, sau de un creator. Categoric. Bun. Dar în același timp ne asumăm creația. Și creația a plecat mereu, o creație mereu pleacă de la... Da, categoric, nu putem fi, chiar că există termenul de nihilism, dar nu poți fi nihilist. Corect. Pentru că în final trebuie să crezi în ceva. Crezi în varul de pe pereți, crezi în profesorul tău, crezi în tatăl tău, crezi în chibrit, crezi în fumat. Deci trebuie să crezi, că până și termenul de nihilist e o absurditate. Exact. Da, în fine, spre exemplu, mulți spun, zice, dom'le, eu sunt apolitic, nu fac politic. Mănâncă rahat, cum să nu? Orice spui e o formă de politic, orice faci. Pe unul bucuri, pe unul întristezi, unul îi convine, unul îi amârâie. Deci orice atitudine a ta, orice gest al tău, mă înțelegi, pe cineva deranjează și pe cineva bucură. Exact. Trebuie să știi să jonglezi cu chestiile astea. Da, pentru că fiecare om are dreptul la opinie și cred că, după părerea mea, ni s-a făcut un rău cândva. Cred că dumneavoastră sunteți în măsură să-mi spuneți cel puțin mie și tuturor celor care se uită la noi. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, din punct de vedere educație și disciplină, Hai să parfumăm puțin cu un parfum comunist. Parfumul comunist avea părți pozitive din punct de vedere educație și disciplină? Da, pentru proști. Înainte să răspundeți la asta, Da, deci din acest moment, noi încă mai suntem pe Facebook? Da, acum ești. Bun, se iese de pe platformele Facebook și alte platforme și ne vedem doar pe YouTube. Adică intrați în momentul acesta pe canalul Apel de Noapte, platforma YouTube și totul se va confirma acolo. Subscribe, clopoțel, ca să ne vedem în zilele următoare și să primiți notificarea. Deci, parfumul comunismului a fost benefic? Da, ca o lecție așa nu. Da, dar e chestia că eu din povestiri aveam 6 ani sau 5 ani. Eu sunt în 1984. Aveam 5 ani în momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat în România. E ca și cum nu aș fi fost. Dar din povestirile altora sunt părerile pro și contra. Dar un lucru mi-a ieșit de fiecare dată în evidență. Disciplina, frica benefică și educația erau stâlpi de rezistență în acea perioadă. Pentru că acum în libertatea asta fictivă în care trăim, drept dovadă s-a ajuns unde s-a ajuns. Ca fiecare om să fie biolog, să vorbească despre virus și să-și dea cu părere. Nu, de fapt ei nu urmăresc ca fiecare individ să fie biolog, ei urmăresc ca fiecare individ pentru că nu știe ei să-i bage pe gât ceea ce vor ei. Să nu fim înțeles greșit. Și comunismul inițial a pornit bine. Deci inițial ei au avut niște convingeri bune. Orice șef, când ajunge șef și stă prea mult în fotoliu, începe să creadă că e geniu și că orice îi se permite și începe să facă abuzuri. Și în momentul ăla începe decăderea sistemului. Deci ei inițial, când au venit la putere, au venit cu intenții bune, pentru că, în fine, în special cei de la noi, au venit ajutați și de Uniunea Sovietică, că așa a fost. Noi, toată lumea spunea că eram stat suveran. Nu eram stat suveran, domne. Noi, conform tratatului de la alta, depindeam în proporție de 97% de ruși și de 3% de englezi. Unde dracu era suveranitatea? Nici măcar 1% nu era. Dar, am spus-o și repet, cele două motoare care conduc omenirea sunt frica și curiozitatea. Frica, da, era punctată, dar curiozitatea de multe ori n-am luat-o încă. Comuniștii pe asta s-au bazat. Pe curiozitate? Pe frică, frică, da, dar curiozitate? Pe frică. Curiozitatea e Occidentului.
E a celor care vor să studieze, să vadă, sunt sceptici, până nu, genul eu cred al că văd și bla bla bla. E, ăștia sunt, într-adevăr, și eu recunosc că sunt periculoși. De ce? Pentru că sunt situații în care descoperă anumite lucruri care pot să facă rău. Spre exemplu, toate invențiile, bomba atomică, bomba cu hidrogen, bomba cu neutroni, toate astea sunt invenții ale curioșilor. Da, bineînțeles. Înțelegi? Cineva scrie... Dar ajunse pe mâna unora și se nenoroce. Da. Cineva scrie, precum Nicu, și te salutăm cu ocazia asta, Simion, compar comunismul cu democrația, libertatea fictivă. Adică la modul, eu am greșit spunând libertate fictivă. Dumnezeu, să ai puțin să ne înțelegem. Noi suntem liberi în prezent? Termenul de democrație vine de la greci. Și termenul de democrație s-a creat când grecii o luaseră în bot de la persani, o luaseră în bot rău de tot, l-au pus pe Pericle, care era fost ofițer și tăia și spânzura, dar deciziile le lua sfatul bătrânilor. Și aia nu era democrație. Dacă sfatul bătrânilor spunea că ăia trebuie să moară pentru că sunt împotriva societății, ăia mureau. Deci în ziua de azi folosim abstract termenul. Aia n-a fost democrație. Exact. Ce dracu? Ăștia sunt bătuți în cap. Dar din punct de vedere etic, unde era libertatea mai mare? Etic. Libertatea nu e nicăieri, suntem proști. Exact. Cum să fie libertate? Deci este o libertate fictivă, creată? Adică cum eu pot să-mi iau libertatea să-ți vorbesc cu râdul mitrale când ar fi un tâmpit, spre exemplu? Nu pentru că m-aș dezic, dar m-aș dezice și pe mine. Exact. Ceea ce în ziua de astăzi totul este la cheremul fiecărui om și își permite... Dar e normal spitare. Să fie așa. O să ți se pară curios. Ba, nu, de ce? E normal de ce? Pentru că am mai discutat la început, apropo de gândirea liniară, gândirea în plan. Ei, în plan, în geometria euclidiană, într-un punct exterior unei drepte, poți duce numai o paralelă. Corect. Ei, în geometria neuclidiană, în spațiu, poți duce infinitate de paralele. Asta ne buimăcește pe noi. Pentru că nu știm să vedem 3D și nu știm să ne înțelegem. Da, asta chiar vorbeam mai devreme. Noi vedem 3D? Nu. Noi tot ce... Cum? 2D. 2D. Noi vedem cu 25, din câte știu eu, Adi, mă contrazici dacă ceva, 25 de frame-uri. Corect? Cam asta ar fi. 24, da, e cinematic. Dumnezeu, hai să vă spun o chestie care e de râs. Odată m-am gândit în sinea mea că am spus și pe Facebook, mă întrebă, ai acolo la ce te gândești? Și zic, băi, eu gândesc tot timpul. Imaginați, spre exemplu, că pleci din punctul A și mergi în punctul B. Ok. Viteza enormă e peste viteza luminii. Sau echivalentul cu viteza luminii. Și tu te uiți pe Hublou. Păi nu vezi nimic. Logic. Pentru că viteza cu care se derulează imagine e atât de mare că tu nu poți percepe. Da, și ca să poți să vezi peisajul, trebuie să filmezi cu niște camere și când o dai pe încetinitor, trec 80 de ani, de fapt, de... mai înțeles. Exact. Dar uite, am o întrebare pe care o pun de foarte multe ori. Este o întrebare în teorie. În teorie. Da, te rog. Să spunem că eu cu dumneavoastră suntem pe vârful unei rachete. Da. O rachetă. Care prin spațiu, univers, da, cosmos, circulă cu viteza luminii. Deci noi în acel moment circulăm cu viteza luminii. Da, da. Și dumneavoastră aveți o lanternă în buzunar. Da. Scoateți lanterna din buzunar. Deci totul este într-o teorie, da? Da. Scoateți lanterna din buzunar și o aprindeți. Da. Ce se întâmplă în acel moment cu lumina din lanternă? În mod normal nu trebuie să se întâmple nimic. Deci beznă. Pentru că pe ea s-a gândit-o corect. Și Galilei. Exact. Vas circulă în curentul apei și de fapt unul e în raport de staționar față de celălalt. Deci e simplu. Lumina nu are cum să circule. Exact, sunt multe persoane ce au dat răspunsul înseamnă că lumina plecată din lanternă, da? Circulă de fapt circulă cu 300 de mii ori 2. Corect. Ceea ce nu. Corect, în momentul în care dacă am circulat... Nu, dar o să vi se părea curios că a mai fost o chestie și de fapt asta a spus-o o călugăriță. Mă înțelegi că de fapt dacă lumina pleacă din punctul A și înspre punctul B și înspre punctul C, în raport una cu alta are de fapt dublu viteză lumină. Da. Și s-a mai descoperit acum, spun mulți, ceea ce mă depășește foarte mult chestia asta. Ați auzit de viteza întunericului și nu glumesc cu absolut nimic. Acea negru a universului se spune că este în mișcare. Acel negru al universului. Da, da, nu, acel negru, într-o expansie. Se spune că acel negru, da, este
peste absolut tot ceea ce ține de, de viteză, din punct de vedere fizic. Ceea ce s-a descoperit, nu știu cum, mă depășește, pentru că noi nu avem acces la acele informații. Se spun o chestie ciudată. Știi? O să ți se pară curios. Și fizic, și literar, Eminescu a definit cel mai perfect abisul ăsta, sau negru ăsta, sau ce vrei din a ta. În sensul că spunea, nu e nimic și totuși e. E o sete care îl soarbe, e un adânc. Deci să presupunem că asta e apă și aici creăm un vid. Apa automat va trece în vapor și va umple vidul. Deci golul e totuși un beneficiu pentru că are unde să se dezvolte. Nu, bineînțeles. Deci gândirea asta cu bine și rău, eu consider că literar e cea mai mare greșeală. Spre exemplu, filozofia chineză spune că totul e yin și yang, adică un fel de masculin și feminin, așa, acceptabil. Filozofia indiană mie îmi place mai mult, spune că totul e format din ceva și din altceva. Frumos. Vine filozofia grecească și îi spune, dom'le, totul e format din cărămizi și goluri. Vezi, atom, indivizibil, bla, în fine. Și filozofia asta modernă occidentală spune că totul e împărțit din bine și rău. Eu consider că și literar și practic e cea mai greșită, cea mai tâmpită alegere literară. Pentru că nu există rău și bine. Sunt anumite situații în care răul e bun și binele e rău. Spre exemplu, chiar și dragostea părintească în exces creează monștri. Nu numai somnul rațiunii creează monștri. Bineînțeles. Așa că relativismul ăsta e o realitate, dar de fapt nimic nu e relativ, ci așa cum gândim noi, așa cum vedem noi, așa cum credem noi. Dar adesea credem greșit, vedem greșit, pentru că uite ce se întâmplă, o să vi se pară curios, e o chestie banală. Mulți, chiar și băutorii, abar n-au de ce se dă cils, de ce se ciocnesc paharele. Da, chiar de ce? Ca să-l simți cu toate simțurile. Pentru că o vezi, o poți mirosi, o poți gusta, dar nu o poți auzi. Corect. Deci, ca să fac o glumă bună, dar nu vreau să spun. Da, vă rog frumos. E prea deocheată. Da, vă rog frumos. Spuneți-o. Nu e trecut, dar dați. Dar se poate. M-am înțeles. Mulți spun că să guști din fructul iubirii e sacru. Spun grecii chestia asta. Ia să vedem cine înțelege ce am vrut să spun. Care conotații? Adică poți să interpretezi cum vrei așa. Vreau să vorbim în conotații de să ne iasă pe nas, dar uite, Play Google spune, domnul Ioan are 115 coeficientul de inteligență. Cunosc un om care vorbește ca el, știe orice despre orice cu detalii. Defectul, trecerea bruscă la alte idei. Asta este părerea unui om. Păi, dar trecerea bruscă la alte idei este acea expansiunea informațiilor. Nu, că are dreptate. Da, dar și mie mi se întâmplă de multe ori. Spun eu de ce are dreptate. Eu, spre exemplu, ocup în mintea mea puțin la, mă gândesc și vreau să creez teoria unificării. Einstein definea ca teoria unificării. Totul are legătură cu totul. Că altcineva nu repercepe și nu reușește să facă legătura între alb și negru. Cu asta sunt de acord. Dar dacă n-ar fi negru, albul n-ar mai fi. Fără termen de referință n-ar mai fi. Bineînțeles. Și atunci bineînțeles. El probabil că nu poate să înțeleagă și nu poate să vadă legătura asta. Uite, eu vă dau un exemplu. Eu am studiat și am vrut să... Chiar am fost curios să văd cu ce fac excroci ăștia de preoți și așa. Fost preoți care zic că deschid cartea și ghicesc și bla bla bla. Eu n-aș vrea să intru eu nu, cu mine lasă-l, lasă-l, lasă-l. Nu, n-aș vrea, nu, că îl facem dacă... Dar nu toți. Nu e vorba de asta. E vorba de faptul că și ei folosesc un truc. Te pune, par exemplu, te pune să descrii cartea la orice pagină vrei. Te pune să și citești textul și el reușește în mintea lui să sugereze că tu, că acolo se vorbește despre tine. Exact. Și dacă individul reușește să creadă că e vorba despre el, atunci el crede că e un unicat. Și culmea, el chiar e un unicat, dar e prost și nu știe. Exact. Nu trebuie o carte sau un text. Nu trebuie să te duci la popa să-i dai o sticlă de ulei și un cozonac ca să spună ceea ce ești. De aceea nu suport eu partea asta, religia ca și industrie, ca și business.
Dom'le, inițial niciun lucru n-a fost așa, dar pe moment, uite, eu, spre exemplu, în Brașov am stat pe strada Sahanov numărul 16. Dacă îl băteai pe orice individ și îl torturai să-ți spune cine a fost Sahanov, n-aveau. Eu știam de atunci. Apropo de sărit de la una la alta. Cu tot respectul, nici eu nu știu cine a fost. Ce spune? Nici eu nu știu cine a fost. Cine? Iisus? Nu, brevrații la un alt nume. Sahanov? Da. Sahanov a fost un miner, cam așa, excroc vrăjitor ca mine, așa, care și-a convins colegii să-l ajute și el a raportat că el a scos nu știu câte tone de minerău. Dar de fapt a făcut se together, împreună. De-aia au zis, lasă-mă să mănânce și gura lui, să așa. Și-a raportat acolo că a scos, nu știu, a bătut nu știu ce recorduri absolute, l-a scos. Și ăștia au făcut anchetă și a zis, bă, nu poate fraierul să facă chestia asta. Și așa era. Da, au venit conducătorii și au zis, nu! Spunem că se poate, îl punem în frunte, creăm mișcarea stanovistă și ăștia și-au făcut și lopata lui Stalin, inima lui Stalin, ca să ai spor, să faci tonajul ăla. Corect. Pentru că ei vreau ca prostul să muncească cremă, că era sclavie. Și apropo, acum vreo două zile, că iar îi zic lui Bou ăsta, că e Bou, și sar de la una la alta, mi-a zis cineva, înțelege o chestie și i-am spus, dom'le, despre ăla de la Maglavid, Petrache Lup. Dom'le, chiar a vorbit cu Dumnezeu? Hai, dom'le, mă lăsați cu prostiile astea, cum să vorbească cu Dumnezeu? Dar lui nu i s-ar fi făcut reclamă dacă nu venea mareșalul Antonescu, când le-a ordonat soldaților să treacă prutul, să, așa, și le spunea, uite, a venit Petrache Lup, a vorbit cu Dumnezeu și e ca și cum Dumnezeu le-a dat ok. Adică l-au folosit într-o excrocherie. Da, corect. Da. Și soldații s-au dus să moară pentru că le-a zis Petrache Lupu că vorbi cu Dumnezeu. Unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care oricum trebuia să-l omorâm, că nu puteam fi ca el. O ridicare la fileu foarte bună. O ridicare la fileu foarte bună. Te rog. Păi toți suntem fiii lui Dumnezeu pentru Dumnezeu. Aole, ce-mi vine. Mie-mi vine să... Păi eu sunt natural. Dar nu, n-am cum, pentru că riscăm să fim judecați în momentul ăsta. Da, nu mai pot eu. Ce okay. Trebuie să-mi ia mie, domnule? Păi voi sunteți mântuși la ce mai nasoale ca mie. Eu da, sunt ceea ce sunt. Dacă Iisus, de exemplu, personaj, ca și personaj, a fost un foarte bun magician, între ghilimele, cu oameni... Dom'le, nu există magie, domnule. Nu. Mă refer, magician, de exemplu, cum sunt eu. Eu fac anumite lucruri pentru cei din jurul meu, creând o iluzie din care cineva poate... Îmi place cum ai zis în final. Da. Din care cineva poate trage o concluzie personală și putând să spună despre mine, domne, Simion are un har divin. Eu dacă în acel moment eu spun, da, am un har divin și așa m-am născut, acea persoană mă va crede pe viață. Da, dar eu, dacă spun, este doar muncă în spate și există un secret... Uite, o să ți se pară curios și asta, te cred, pentru că ca în orice sport, în arte marțială, în așa, există niște chestii pe care prin rutină, prin exercițiu, ți le creezi și tu le faci cu ochii închiși pentru că ai muncit ani de zile la chestia asta. Uite, dau un exemplu, în tenis. Spre exemplu, eu vorbesc de tenismena asta a noastră pe care și eu o simpatizez și care am spus din start că are un handicap pentru că e mică de statură și la servă, la serviciu, asta o dezavantajează. Dar aleargă mult, dați seama, trebuie să fii un super ordinator, să dai seama mingea cam cu ce viteză vine, să știi când dai un rever, pe ce parte, unde vrei să ajungă, că îi gândesc chestiile astea, dar astea sunt milionim de secundă și asta se datorează miilor de ore de antrenament. Deci e firesc, ceea ce spui e firesc. Și culmea, și înțeleg și cred. Scuze, Adică, am întrebat că tu aveai o întrebare și nu ai primit continuitatea la din cauza mea, scuze. Nu, vreau să înțelegeți faptul că dacă atingem anumite subiecte, păi oameni frumoși, nu mai transformați totul într-un război. La această masă, eu am susținut tot timpul că eu cred în Dumnezeu, cred că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu,
a, că X, Y, Z nu crede, putem vorbi, să fim în contradicții, dar nu trebuie să transformăm totul într-un război. O, eu nu înțeleg că asta înseamnă involuție. Adică, eu dacă cred, nu-mi schimbă nimeni părerea. Dar da, vreau să aud și părerea, de exemplu, a domnului Ioan, cu tine, Simine, eu am mai dezbătut chestia asta. Deci, cumva susțineți că Iisus, deci, că noi suntem cu toții fiii lui Dumnezeu. Curând. Dar oare... Deci, și ați menționat faptul că Iisus a fost un om. Și când se spune că Dumnezeu ar fi spus în ziua botezului, a zis, iată-l pe fiul meu prea iubit, n-a zis, uite-l pe unicul meu fiu. Hai, Doamne, nu mai răstălmăciți. Deci eu nu mă adresez ție. Da, da, da. Mă adresez celor care nu înțeleg. Deci, Doamne, și literatura asta e grea, Doamne. E grea rău de tot. Da, are regulile ei. Dar până la urmă, acest Dumnezeu, această divinitate, da, intră la segmentul psihologic sau parapsihologic? Adică este ceva paranormal? Păi, doamne, nici nu există paranormal, ci cei normal sunt anormal de neștiutori. Perfect. Deci până acum nicio abilitate paranormală nu a fost dovedită de cineva științific. Nu, deci corect. Înseamnă că, în teorie, da, Iisus este, da, singura persoană, da, ce a putut demonstra paranormalul. Corect. Dovedită prin ce? Păi, o să vi se pară curios. Și vorbele noastre și în momentul în care gândim, deci noi emitem chiar și magnetic. Și spre exemplu, dacă aura mea intră în intersecție, că e aura magnetică, halo-ul ăla, care de fapt e, cu cât procesorul meu sau al dumitale gândește mai puternic, cu atât se produce ca în calculator. Ai văzut, de când lucrează adună tot praf din cameră. Exact, da. Deci noi creăm acest câmp electromagnetic. În momentul în care aura mea intră în contact cu aura dumitale, îți pot transmite dumitale și starea de indispoziție sau și starea de un om. De aceea sunt unii, Doamne, pune mâna pe mine și parcă m-a vindecat. Energie de ce? Pozitivă și energie negativă. Plus și minus. Yin și yang, bine și rău, curând, și curând. Așa mai departe. Dar o să vi se pară curios. Am descoperit că în binar e o chestie ciudată. Binar. Da, în sistemul binar, așa cum lucrează calculatoarele ordinare, 0 și 1. Și eu de-aia sunt de acord că așa e. În sistemul binar nu există greșeală, că n-ai cum să greșești. În sistemul greșești. Dar a apărut și alt cod. Cum se numește? Adi, știi cumva? Deci, nu mai este, în binar este doar 0 și 1 și a mai apărut ceva, cred că nu știu dacă 2 și 3. Nu, e și sexagesimal, adică... Dar nu știu, acum cum erau calculatoarele în cod binar, acum au produs... Nu, sunt calculatoare cuantice, adică folosesc în loc de electron fotonul, e altceva. Deci nu, felul în care se transmite informația e diferit. Nu, deci nu mai bazată pe nu limbajul de programare, nu, e diferență. Păi și uite care e problema între oameni, spre exemplu, de ce oamenii sunt deosebiți? Pentru că cu cât îți pui procesorul, mă înțelegi, mai mult la contribuție, cu atât organismul va produce... Spre exemplu, celule care să memoreze. Spre exemplu, acum pe piață, în calculatoare, nu mai e nevoie de procesoare care să acționeze, ci de memorii. Comanda e enormă. De ce? Pentru că toată lumea vrea să stocheze informațiile. Da. Pentru că toate serviciile spionează pe toată lumea, toți adună informații. Ce să facă cu informația asta? Că se încurcă în știință. Și cum mă spun singur piedică? Eu și râd când aud cu chestii, cu globalizare, râd, dom'le. De ce? Vor transforma tot într-un Babilon, mă înțelegi? Exact, exact. Dar eu nu înțeleg de ce în ziua de astăzi, acum în 2022, sau nu contează, în ziua de azi, de ce se mai pregătesc arme? De ce sunt conflicte atât de majore și în prețul sunt viețile unor oameni care nu au puterea de decizie? Dom'le, poți să-i spun o chestie? Și nu mă refer la războiul ăsta. Uite, o să vi se pare curios, o să ziceți că mă laud, dar eu în timpul Revoluției am fost pe stradă și numai pe stradă. Pe stradă lungă în Brașov. Toți fraierii, îmi pare rău că le spun așa, dar așa îi numesc, aveau arme. Toți. Eram singurul care nu avea arme. Știi că eu coordonam pe toată lumea? Cred, pe cuvânt. Pentru că este vorba puterea cuvântului. A venit, da, a venit la un moment dat, spre exemplu, unul care se ținea mai după mine, așa, și avea chiar mâna ca aia, ce, Doamne, vreau să dau o fugă până acasă, să mă duc cu și eu 2 ore, cine tot automatul? Ce să fac? Dacă îți trag 2 bucăți, cum să cine automatul? Îl ia acasă cu tine. Păi nu dă-mi că Pimiu să-l ia să joc cu el dacă îmi trage un cartuș în cap. Nu, fraiere, scoți toate cartușele, le bagi în pernă, te culci și dai lui Fito automatul să se joace cu el. Ca să-și facă.
Ce dracu, mă, adevărul că, dar și eu am ajuns la arme și acum o să schimb puțin structura și am o întrebare grea. Pentru cei de acasă, nu neapărat pentru dumneavoastră. Da. Este adevărat că femeia din ziua de astăzi este cea mai mare armă? Da, da, dacă... Da, într-un fel, dar și cuvântul e o armă, dom'le, totul e o armă. Da, femeia, tipologia ei, cu compoziția ei. Da, și noi suntem vinovați, că i-am dat ghezi. Corect, da. Dar ce e femeia în ziua de azi, pentru, în ziua de azi, pentru, din perspectiva voastră? Nu vreau să le mi pe Napoleon, că vă zice lumea că sunt misogin. Dar oricum tot un rău necesar e. Dacă am dat la o parte necesarul, de ce ar fi rău? Păi nu, Napoleon a zis-o că e rău pentru că nu-i convenea lui, că el fiind șef nu-i plăcea să fie subordonat. Înțelegi? Dar înțeleg, nu e rău. Înțeleg, da. E un lucru, uite, eu am stat de vorba cu vreo două săptămâni cu o tipă care tot îi spune că e maitresă și într-un fel asta și ei. Și îi spunea că, de fapt, iubirea e o necesitate fiziologică. Da, înțelegi? Da, da, da. Deci nu are nimic. Ca și sentiment sau ca și acțiune. Dacă reușești să separi una de alta, înseamnă că ești puțin plecat de acasă. Trebuie să fim preună. Uite, apropo, am să vă spun o paradigmă. Care, cum se notează cromozomul masculin? Cu, din punct de vedere... Da, cu ce semn? Semnul... Cu nu, lasă, și cu săgeata și... Nu, nu-i zice X? M-ați pierdut aici, da? X? Nu știu. Păi cromozomii care? Cromozomii feminini cum sunt notați? M-ați pierdut aici, pe cuvânt, uite că nu. Și cromozomul feminin nu e Y-ul? X și Y? Da. Da, hai că... M-am pierdut eu puțin, da? Da, nu, nu. X și Y, m-am pierdut eu puțin, da, ok. Că e o chestie, dacă iei la X o coastă sau o părticică, îl faci Y. Deci, am înțeles, ok, Dar uite, lipsa de informație. Uite, spre exemplu, hai să-ți dau un alt exemplu cu medicina. Îmi place, pe cuvânt, îmi place, uite, vezi? Medicina, inițial, a fost, toți medicii au spus că, de fapt, medicamentele sunt cantități de otrave mici, inoculate, ca organismul să-și întărească imunitatea. Asta okay, a fost inițial. Da. Și, de fapt, era doi șerpi încolăciți. Uh-huh. Așa numiți șerpi inițial al lui Moise. Da, medicina modernă, de fapt, e ADN-ul și RN-ul. Ok, ADN-ul care tot pentru... Okay. Bun. E, medicina, în final, a înlocuit sistemul și a pus un duc de fier cu un pocal. Așa, și un șarpe încolăcit. Și un șarpe încolăcit. Păi nu e adevărat că ăștia interacționează, el se sprijină unul pe altul. Toți medicii știu asta. Boala de cancer nu e altceva decât un dereglaj între ADN și RN. ADN-ul construiește celule. Mulțumim frumos, Alfa. RN-ul le dă personalitate și în final ăsta nu le mai dă personalitatea corectă, ăla nu-l recunoaște și de fapt apar bolile autoimune. O boală autoimună înseamnă când aparatul tău imunitar începe să-ți spună că piciorul tău nu e al tău și că e că. O sursă de informații foarte abundentă. Dacă ar fi să comprimați absolut totul sau nu, să expandați. Păi la asta lucrez, la teoria unificării. Dar de unde ați acumulat? Totul are legătură cu totul. Da, sunt perfect de acord. Am un noroc chiar. Dacă pot să-l numesc, fac și eu ca Iohannis. De ce? De unde norocul ăsta? A întrebat cineva mai devreme dacă ați studiat ceva anume. Da, tot ce am prins, toate cărțile pe care le-am citit, dar eu nu citesc numai. Eu caut și să înțeleg și ce nu înțeleg, pun în practică. Spre exemplu, apropo, să ne reîntoarcem la filozofia indiană. Mulți nu sunt de acord cu asta, dar mulți sunt de acord. Cel ce citește e superior celui care nu citește. Cel ce citește și înțelege e superior celui care citește. Corect. Pentru că degeaba citești dacă nu și înțelegi. Ți-ai intrat pe urechi, ți-ai zis, bă, da, ce a zis Gandhi. Căcat. Bun, acum cel ce înțelege și face e superior celui care înțelege. Deci care înțelege și face este superior celui ce înțelege. Care înțelege, pentru și că dacă face. Nu mă înțelegi și tu nu faci nimic. Și nu aplici. Și cel care și perfect, face și are și succes e superior, că toată lumea face și la o liță face. Da. Păi ce spune Freud? Care e primul lucru pe care îl fascinează până copil? Propria lui creație.
Pentru că el a creat-o. Da, da, da. Până la urmă, curiozitatea este fascinantă. Păi da, nu știe și Ilia și... Da. Freud, un om considerat de alții nebun? Păi mulți i-au pus în cap o femeie, apropo da. De cerși la fam, căută femeia. Domnul Ioan, cineva vă întreabă motivul pentru care ați ajuns în stradă. Iar revenim, iarăși aceeași chestie, le-am spus, dar nu mă deranjează, am mai spus-o și repet. De fapt, e un triplu motiv. Odată că m-am supărat pe societatea asta de la hat, care e bolnavă, v-ați și supărat? Că nu vreau să fac parte din ea, și atunci, obligat, eu nu m-a dat societatea afară, am ieșit eu din ea. Exact cum spuneam, ca pe vremuri, că și Ilie s-a retras și stătea sus pe munte. Nu mai vrea să... Pentru că oamenii fac prostii și se dau și mă. Nu, Dumnezeu, eu am avut dreptate. I-am dat în cablu ăla că era prost. Nu-i adevărat, tu ești prost, că nu l-ai înțeles. În fine, da, mă retrag. Eu vreau, mă supun unor cazne și unor pedepse pentru că am mai spus-o și... Suferința e o formă de informație. Suferind, ai două soluții. Ori mori, ori crepi, ori înțelegi. Deci, într-adevăr, probabil că o să zică lumea că sunt fanatic, că împing lucrurile la paroxism, dar nu e așa. Nu, cineva spune un act curajos. Deci alegerea pe care ați făcut-o și da, așa e. Deci, stai, nu, stai, depinde că eu încerc să văd mai profund de atât. Domnul Ioan. Da. E posibil, și v-am mai spus odată, și e posibil să fi ajuns în stradă pentru că cumva nu v-ați simțit destul de apreciat de către oameni și i-ați privit cumva prea de sus. Nu e adevărat. Nu, vă întreb, să fie ăsta un mecanism de apărare ca să acceptați situația de că ați ajuns în stradă? Nu e adevărat. Făceau concurs, făceau coadă la mine, și miliția, și procuratura, și ăștia. Dom'le, ajută-ne că tu ești stăci, tu le observi pe toate. Tu, băi, mă lăsați, dă-mă, dracului. Hai să vă dau un exemplu. Eram în anul întâi la liceu industrial și mă făcuseră cu Jap ca șeful UTC-ului. Da, mă făcuseră, eram UTC-ist, că așa trebuia să fii cu Jap ca și m-a făcut și șeful organizației UTC. Și vine la mine directorul școlii și zice... Băi, disperat, fraier, că nu pot să-i spun, în fine. Și zice, dom'le, vezi că avem ședință UTC. Și care-i problemă, că nu înțeleg. Păi zice, vezi, nu mai spune bancuri la ședință UTC. Bă, tu nu înțelegi că eu voi spune bancuri, că pentru bancuri m-au făcut colegul meu UTC, că au zis că sunt cel mai volubil, cel mai... Nu, băi, că a intrat și cu medie mare, lasă astea, Bax Albina, că fraierii au votat. Și fraierii au votat bancuri, să se distreze, să se amuze. Haideți să revenim. Deci, până la urmă, a fost o alegere de a trăi în stradă? Dom'le, eu nu vreau să fac joc cu acestei societăți. Această societate, așa cum am spus, e bolnavă. Merge pe competiție. Felicitări. Și competiția înseamnă să-ți dai în cap unul altuia. Stai puțin, păi nu-s de acord, că noi avem nevoie și de competiție, dar nu dusă la extrem. Nu asta, nu competiția manipulării, adică nu pe platforma manipulării. Cât la sută este manipulare în ziua de astăzi? 100%. Da, dar ce manipulare? Pozitivă sau negativă? Nu. Nu există pozitiv și negativ. Nu, există doar manipulare. Se creează liberul arbitru, da, dar acest liber arbitru este creat... Literele sunt inventate de ei. Cum călcăm pe cuvinte este pe platforma asta, lor. Asta, da, dacă tot. Le permiți. Simt, vrei noi cum să nu le permiți? Vrei să spun un bancur? Ne-am născut așa? Nu. Noi nu știm ce este ce e bine și ce e rău în real. Noi știm ce e bine și ce e rău în ceea ce ne-au explicat ei. Păi uite un exemplu care nu a fost, cum să zic eu, înlănțuit de către sistem. Pentru că a văzut din perspectiva corectă, cum toți vedem din perspectiva corectă, dar nu luăm decizia. Dacă toți am fi ca domnul Ioan, sistemul nu ar mai avea nicio putere. Am ieșit în stradă la proteste, da? Cu huă, luava și familia, îngrădiți. Deci noi eram răi între garduri. Noi eram niște gorile în momentul la care, domne, rup așa, între garduri. Păi nu le făceam și jocul. Păi ei ne-au învinuit că vrem cu japca ceea ce... Eu mereu spun, dacă toți pentru o singură secundă am gândit la fel, am putea schimba întreaga lume. Păi a spus-o și un câștigător al premiului Nobel, chestia asta. În sensul că dacă ne-am însumat vectorial toate celulele și am spune soarelui din cer să se stingă, s-ar stinge. Bang și gata.
Ce nu știu, eu aici, da, nu sunt... Da, dar ei ne-au plantat frumos, de asta l-au și omorât, mă, pe Iisus. Sunt 2022 de ani, da? Că n-au l-au omorât numai pe Iisus, inițial l-au omorât și pe Iisus, pe toți oamenii cinstiți i-au omorât. Da, și dacă vii în zilele noastre, marile valori ce aveau puterea de a manipula benefic au dispărut. Au dispărut și de ce, Simioane? Pentru că puținii oameni care au încercat să facă ceva, să lupte pentru dreptate... Uh-huh. Au fost măcelăriți de cei de lângă. Bă, nu de dau, cei de bă, să-ți dau un exemplu concret. Că mie stat așa. Mie îmi vine să turbez. Dacă Mahomet profetul spune despre Iisus că a fost înaintea lui, păi când spune Mahomet și orice individ când spune înaintea lui, înseamnă și mai mare, și mai frumos, și cu aia mai mare, și tot, tot. Și mai bun la pat, și tot înseamnă. Deci Mahomet spune chestia asta. Imamii, nu toți imamii, dar unii imam mai Mahomet, au transformat într-un război etern. Și cu cine? Cu creștinii. Când Mahomet obligă poporul mahomedan să respecte casa lui Iisus. Ce dacă nu vezi că tot e falsificat? Dar da, culmea, nu, aici... eu nu îi învinuiesc atât pe cei care au falsificat, ci pe fraierii care pun botul. Asta spun că suntem o mână de oameni, adică o mână de oameni, suntem miliarde de oameni care trebuie doar să înțelegem puterea lui nu. Și gata. Păi de asta și sunt eu periculos. Că le spun exact. La toată lumea nu. Exact. Deci dacă nu tot mai am pe fi, drumul ăsta, mă, nu o zi, o oră. Dacă toți am fi ca domnul Ioan în cazul ăsta, nu. S-ar schimba. Stai. Deci eu refuz. Simțul meu, interiorul meu îmi spune că domnul Ioan are un caracter puternic, dar cu siguranță nu și-a dorit acest stil de viață. Și cumva undeva a greșit că cumva s-a izolat prin acest nu dus la extreme. Cum? Eu sunt mai fericit decât tine. Din ce punct de vedere? Din ce punct de vedere? Din toate punctele de vedere. Unul, da. Primul. Eu n-am grijă să-mi plătesc facturi și așa. Eu n-am grijă că, vai, Doamne, soția mea poate are treabă și fetițele mele sunt încă mici și eu n-am nicio grijă. De ce? Nu, pentru că eu spun așa emoțional. Și am spus așa de la început despre fiul meu. Toată lumea zice că sunt un tată ticolos. Dar fiul meu, până la vârsta de 18 ani, a câștigat 17 sau 18 medalii de aur. Mulțumim. Arte marțiale. Și o țară care nu era a lui. Alexandra Pasca. Mulțumim. Îți dai seama că e șmecheria. Și într-o țară care a văzut războiul. Deci în Iugoslavia. Și eu am spus așa. Dacă fiul meu nu are calitatea să se descurce singur, nu e fiul meu. Corect. Mișto, Adrian, tu ai pus întrebarea cum dacă a ales domnul Ioan și tu de fapt ai spus în evidență că el de fapt nu a vrut, dar s-a trezit în chestia nu, asta. Nu, eu văd ca pe un mecanism de apărare ca să accepte situația. Cel puțin, poate nu la început, dar pe parcurs, el și-a creat ceva de care să se lege și cumva... Nu vreau să-i spun că te super. Dar tu ești robul situației în care ai ajuns. Posibil. Robul situației în care... ținând cont, adică lăsându-ne oarecum, păi de și eu sunt la fel, teoretic. Ești obligat, spre exemplu, să fac parte din sistem. Să mă aduci pe mine. Ca și exemplu. Înțelegi? Ca și exemplu, ca să demonstrezi că ceea ce faci tu e bine. Ei, nu e chiar așa. Mă aduci... ca să ai și rating, deci nu mă doare sufletul că trebuie să spun dar asta. Spuneți-o că... Dar, ți-am mai spus eu ție, tu ești isteț. E modul în care și tu trăiești. Și nu te judec și nu te condamn pentru asta. Dar o să ți se pară curios, vezi, eu aproape că n-am nevoie de tine. Și tu ai nevoie de mine. Dar eu vin aici pentru că, vorbesc sincer, te simpatizezi. Pentru că ai fost primul care a înțeles că, hai să spun eu cum a fost jocul, că nici tu nu știi în realitate. Tu te-ai dus și de-aia te respect și de-aia te simpatizezi, te-ai dus la KMC să stai de vorbă cu niște oameni săraci. Chiar astăzi în mașină m-ai și întrebat și ți-am spus că doi dintre ei au murit. Deci v-am întrebat de ei. Da, și n-au murit de boala asta, da. Au murit că unul ce ramolise, că băuse prea mult și ce-a făcut picatul varză și mai avea și ulcer varicos esofagian și medici au spus că nu mai au ce să-i facă. În fine, deci au murit. Și că s-au neglijat. Și că... Celălalt care a murit era fiul unei poste suboficer de securitate care pe vremea lui Ceaușescu făcea cenzură la buftea, la filme.
Și el, săracul, vedea filmele prima dată necenzurate. Așa, haideți să revenim. Așa. E, și ei au tot ei luat de vorbă și ei au fost impresionați de tine. Dar în raport cu calitățile, capacitățile tale intelectuale, se simțeau mici. Și m-au văzut pe mine peste drum trecând și m-au fluierat. Și eu am venit acolo să le dau două capace. Bă, du-te dracului de ajdeanță, că doar ne cunoaștem, sunt prieteni de când elevul își fluieră profesorul, că nu te și calcăm pe picioare. Și când am ajuns acolo, ei au intuit că mă înțeleg și zice, nu, domnule, uite, stai de vorbă, de deci ce cum ar veni, ca să folosești cu un termen al lumii interlope, m-au împins în față să nu se facă ei de rușine, mă înțeleg, să discut eu cu tine. Și tu, văzându-mă, ai stabilit clar, uite, a doua zi facem interviu și tot a fost, ba, cu unul dintre ei, cel care a murit, și cu ăla ai făcut un interviu și l-ai și difuzat. Deci, astea sunt realitățile crude, dar eu te-am apreciat pentru că, într-adevăr, te străduiești. Da, din punct de vedere, expune, cum a spus domnul Ioan, din punct de vedere matematic și așa mai departe, este un realism, da. Și eu sunt în această situație pentru că eu, vrând la rândul meu să expun o latură a unui om, ce este un pachet de cultură din punctul meu de vedere, pentru cei de acasă, inclusiv pentru mine, nefiind obișnuiți cu o expunere de așa natură și de multe ori oamenii nu bagă în seamă chestia asta. Și de aceea, din exterior, poate, poate cu ușurință se vede că, cum a spus Adrian, face rating sau eu sau așa mai departe. Nu, da, da. Nu, este ceva expus pentru că nu... Nu, dar eu știu de ce am succes. Eu ți-o spun popoț, eu știu de ce am succes. Pentru că în prima fază, eu prin prezența mea, prin felul meu de a fi, par un băi și fraierul ăsta nespălatul ăsta, jegosul ăsta, tâmpitul ăsta. Și când încep să vorbesc și spun anumite chestii, tipul, mă înțelegi, pentru că a avut o prejudecată și m-a judecat în fals... Mă înțelegi? E șocat. Da. Și de fapt se auto-inhibă. Nu-l inhib eu. Da, dar bineînțeles. Dar că nu eu îl fac dobit ochii, el era dinainte. Bineînțeles, doar doar e cam aprindeți lumina, cum se răspune, și se vede. Da, exact, da. Exact. Se vede dobitocul din... Mă înțelegi? Că eu, spre exemplu, să se pară curios, mă mai duc așa din când în când și am cerut și anumite comentarii. Și mi-a plăcut un comentariu, unul trimitea în Wikipedia ca să caute definiția schizofreniei și bla 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 și ziceam, bă, cere-mi mie că ce dau eu. Cineva întreba mai devreme de unde, dacă ați citit cărți, informația, dacă ați luat-o de multe ori din cărți, și de unde le procurați? La o bibliotecă sau... De peste tot. De peste tot. O să vi se pare curios. Eu și când mă întâlnesc cu un individ, fără să vreau, deci eu eram bun și în spionaj. Pentru că eu, tot spunând lucruri și așa, și celălalt obligi, simte nevoia să spună și el ceva. Da, corect. Bă, și eu, pentru că știu ce valoare are el, trebuie să fac o chestie. Eu știu că el va exagera și va minți și va... Mă înțelegi? Ca să ajungă la nivelul meu. Mă înțelegi? Și eu, de fapt, munca mea care trebuie? Să dau balastul la o parte ca să aflu adevărul. Deci un om, dacă e mințit, vă spun eu, orice om care e mințit și pune botul, e prost. Corect. Dar, în prima instanță... Nu-i mai acuzați pe mincinoși. Mincinoșii sunt într-adevăr niște profitori, dar profită de faptul că tu ești prost. A, nu e prost cel care plătește, e prost cel care, da. Vorba, da? Cel care nu e cel care cere, cel care plătește. Și eu vreau să vă mai spun o chestie apropo de asta. Deci nu e glumă. Vă dau un exemplu, deci ca să continui cu ședința UTC. Asistau și un securist și venise și un polițist și auzi ce ne băga polițistul în cap. Că datoria noastră de uteciști e dacă vedem o neregulă pe stradă, să ne ducem și să o raportăm. Adică ne făceau pe toți obligi prăduitori. Exact. Înțelegi? Și eu spun, zic, dom'le, stați puțin să ne înțelegem. Stați puțin. Și din cauza mea a fost arestat atunci un ofițer de poliție. Zic, stai puțin să ne înțelegem. Uite, eu, fraierilor, chiulez de la deten tehnic. De ce chiulez de la deten tehnic? Pentru că-și două ori una după alta. Și în două ore pot vedea un film, fraierilor. Și acum de informații. Mă duc la Patria. Da. Și mă duc la Patria și vreau să cumpăr bilete, dar nu mai sunt la casă. Pentru că la casă vine unul, îi dă o cutie de bomboane, că știam tot mersul. Și un buchet de flori și aia vinde toate biletele cu 2 lei. Da. Și eu, în general, nu vreau să dau 4 lei. De ce să dau 4 lei când sala e aproape goală? Că
dau 2 lei și mă duc în spate. Dar bilete cu 2 lei, dar le găsești la niște puștani. Domnule Ioan, mă scuzați că vă întrerup. Da. O să trească să intrăm un pic, să luăm și apelul, avem oameni în apel, dar înainte de asta vreau să liniștiți acei oameni care au frică de bombele nucleare sau cumva că vom intra în război. Ce părere aveți? Ce le puteți transmite lor? Băi, orică ți-e frică, orică nu ți-e frică, când ești să mori, tot mori. N-are nicio legătură una cu alta. Nu, dar au frică. Trăiesc în spaimă și frică. Băi, să vindece de frică, îmi pare rău. Dom'le, nu înțelegi că, dom'le, și cu bombele astea nucleare, puneți, dom'le, mâna și mai citiți, mai învățați. Dom'le, nu unul singur poți să apese pe buton. Nu e chiar așa. E normal, dom'le. Sunt mai mulți și trebuie să o facă simultan și la un moment dat, dacă o face, ascultați-mă ce o fac, automat se declanșează celelalte și se termină totul. Știți că nu trebuie mai mult de 15 bombe nucleare ca să ia foc tot pământul? Oh, bineînțeles. Mai mult de 15, eu zic că mai mult de 100. Nu, vreo 15 trebuie, da. Sau mai sunt bombele cu cobalt. Acum nu a nevoie. Și s-a terminat. Da. Și atunci el degeaba a fost frică că oricum moare. Și degeaba vrea să se ferească că oricum. Deci deciziile nu sunt în mâna lor. Și sunt în mâna celora care, culmea, dobitocii i-au votat. Și să nu mai mârie niciun dobitoc la Iohannis, mă înțelegi? Pentru că ei l-au votat, ei au dat puterea asta. Eu sunt de părere că Iohannis este Iohannis, nici nu dau nume. E o marionetă, el e cu... Da, cu ne-a vândut, ne-a... Mai bun. E puțin și ne vindeci. Domnule, dar legat de Putin, îl vedeți în viitor, nu știu, că ajunge să fie asasinat sau revine la putere și se ridică embargourile și Rusia revine? Nu, cu Putin e mai nasol. Putin cred că va fi obligatoriu, va fi mierlic și dai lui. Eu fac o predicție. Istoria lui Hitler se repetă. Pentru că uite ce vezi că 80% din populația rusă, dacă nu 85%, îl apreciază și mai mult. Nu e adevărat. Îl apreciază de frică din că statistici? Zice să apară și mă bate polițistul, nu mai îmi dă la pâine. Hai mă, terminat cu prostii. Dar aici este o doctrinare foarte, foarte majoră. De ce? Da, de ce intrăm pe o platformă foarte... Nu, foarte e ok că digital. Oamenii sunt interesați de subiectul ăsta și cred că ar fi vrut să-i audă mă, părerea. Eu știu doar niște chestii foarte clare. Din punct de vedere, partea americană au avut cândva timp să-și dea 2-3 avioane în niște blocuri, să moară câțiva oameni. Da, 2011. Poate să calce pe cadavre doar pentru a crea și întări și mai mult cuvântul terorism. Îmi permite să vă spun o chestie. În timpul războiului din Iugoslavia, americanii au bombardat și ambasada Chinei. Știați asta? Sincer, nu. Vă spun eu că au bombardat-o. Așa, să fie la partid. Și chinezii au protestat și când le-a spus americanii de ce au bombardat-o, chinezii au pus Batista pe țambal. Bombă. Deci eu știu, eu om la străzi și voi nu știți. Nu vă cert. De ce? Pentru că voi nu vă interesează. Vreau să-mi scot o pâine, să-mi scot o halviță ca să-i duc la fetița mea. Băi, ascultați-mă, vedeți așa toți. Nu toți, domnul Ioan, uite, vezi, suntem într-o competiție, deci chiar și el a fost, cum să zic eu, afectat de către sistem, oricât de liber ai fi, n-ai cum. Nu, eu n-am fost afectat de sistem, că eu sunt imun la orice, eu pot să lucrez în sistem, dar nu-mi convine că sistemul zice, să dau un exemplu, sunt jandarm, o văd pe mama mea la protest, ce fac, o bat pe mama mea? Păi dacă îl văd pe un jandarm că dăm mama mea, să vezi ce bastoane îi trag în cap. Îți dau un exemplu. Eram la un motocross și vărul meu a avut un accident. A căzut și lumea l-a înconjurat. Nu puteau să ajungă fraierii cu salvarea la el, că vreau să vă mulțumesc. Am luat un baston de la o miliție, am pe vremea lui Ceaușescu. Să vezi ce le-a tras pe cârcă, să vezi ce cărări au făcut. Și pe cuvântul meu, dacă m-a certat vreunul sau dacă mi-a zis milicianul ceva. Milicianul mi-a zis, dă-mi bastonul înapoi, fraiere. Dacă ați fi pentru, nu știu, dacă de mâine ați fi președinte, ce ați... Băi, nu mă obligați să spun asta, că n-aș face rău de tot. Am spus-o, pun o condiție, împușcați una treia din populație, că sunt de prisos. Lumea treia? Da. Înțeleg perspectiva. A? Înțeleg perspectiva, eu. Nu, da, da, înțeleg. Da, e cam dur. Da, e dur, da, da. Și după aia zice că sunt țepești, că nu vreau să fac nimic. Pentru că dacă orice aș face, nu știu, o răstălmăcesc. Dom'le, lasă-o dracului, toată lumea a spus, repetiție e mama învățăturii.
A zis, înarmați-vă spiritual. A zis, Lenin, învățați, învățați. Nu, ei nu știu nimic și vor peste noapte, sunt dolmeceri, sunt... Domnul Ioan, auziți? Toată lumea e în ziua de azi filozofă. De ce văd, nu știu, câteodată, deci văd așa o furie în interior și... Puteți să ne explicați de ce? Mai ales, nu știu, vă simțiți cumva neînțeles de către ceilalți? Nu e așa. Sunt supărat pe dobitoci. Uite să-ți dau un exemplu. Eu am fost arestat și în Austria, că am trecut prea dureros frontiera. Dom'le, s-au purtat austriecii cu mine. Dom'le, nu știu, să nu mă înțelegi greșit. Păi, dom'le, dar spune-ne și nouă pe unde ai trecut. Vorbesc serios? Chiar crezi că-ți spun? Și dacă au văzut că nu vreau să-i spun, hai să o lăsăm baltă. Toată discuția era înregistrată pe dischetă. Păi ce s-a terminat asta? M-au invitat, ia o cola sau o fanta ce vrei, uite, ia pizza din frigider, uite, cuptorul cu un microunde, bagă-le acolo. Deci dacă eu spun că mulți deținuți în Austria, pe vremea care am fost eu, mâncau mai bine decât mulți muncitori care sunt în România și mănâncă acasă, înțelegi? Îți ofereau toate condițiile, înțelegi? Își vorbeau civilizat. Uite, marchizul spune așa... Asta e tare de tot. Mi-am adus aminte. La vreo 3 zile, zicea, la bibliotecă. Bă, voi sunteți bătuți în cap, ce vreau, da, aveți cărți? Da. Și m-au dus într-o cameră unde, pe cuvântul meu, de era că jumătate camera asta, era înconjurată de rafturi cu cărți în românește. Ce alege? Și am luat foc. Bă, voi băbate joc de mine? N-am trăit în comunism, n-am trăit numai... Am vândut carte fraierilor, m-am uitat pe cotor, toate sunt comuniste. M-am săturat de comuniști, altă literatură n-aveți. Plecați, dragului, de aici, așa am plecat. La 3 zile vine înapoi, zice, dom'le, am verificat și ai dreptate, dom'le. Și am cumpărat un metru de carte, hai să vezi, cumpărați Răsanda Blau. Zic, băi, a sărit în lac în puț, lasă-o, dracului, de treabă. Corect. Apropo de citit și de cărți. Dar... Dacă ar fi să schimbăm puțin așa structura sau temperatura, care ar fi definiția sărăciei? Nu există sărăcie sau bogăție. Nu, depinde vă considerați un om. Dacă privești materialist lucrurile, într-adevăr eu sunt sărac. Dacă privești idealist lucrurile, ăla bogat e sărac în raport cu mine. Hai să facem un banc. Dar pot fi și ambele. Să dispare săracii. Bogații ce mai sunt? Pentru că nu mai ai la ce să-i raportezi, bogații ce mai sunt, dom'le? Păi da, domnul Ioan, dar atunci vă contraziceți aici. Nu mă contrazic, voi nu înțelegeți totul e creat binar. Un om bogat este bogat deoarece are mai mult decât da, cel comparativ, cineva, are pe lângă cineva. Ce să da, se compare. Da, cum are, exact, material da, sau spiritual? Da. Păi, depinde. Dacă toți am fi în curul gol, ce ar conta? Ce ar mai cum conta, s-ar justifica bogăția? Ar deveni o altfel de bogăție. Cum? Prin acțiunile omului. Acțiunile omului, poate emoție, dintre aceea, sentimente. Ascultă, da. Poate dintre aceea, unii dintre ei ar evolua și ar ajunge să poartă haine. Și întotdeauna se va crea o diferență. Deci îl consideră pe ăsta care poate haine mai evolua decât ăla în curul gol? Nu neapărat. Dar eu consider că totul se rezumă la scop. Totul se împarte în doi. Există bine și rău. Există da. Manipulare pozitivă, manipulare negativă. Dar nu sărac și bogat. Iar, nu, depinde din punct de context. Material, da. Vorbim de context. Dar ți s-a întâmplat vreodată să întâlnești pe cineva atât de bogat, extra bogat, apelând cu încredere la un om sărac? Categoric. Asta ce se numește ipocrizie? Nu se numesc. Nu. Ba da, pentru că poate refugiu, cândva a tratat, poate să fie un refugiu. Nu, poate cândva a tratat într-un mod înjositor persoana sărac. Știi ce m-a amuzat cel mai tare? Chiar dar știi ce? Facem greșeala că totdeauna expunem bogatul ca fiind bani mulți, dar prost. Bă, dar de ce nu poate să fie și bogat? Nu, deci inteligent și deștept, știi? Adică avem chestia asta, bogăția e rea, banul ochiul dracului. Băi, n-am zis nimeni că e rea bogăție, e rea, că nici sărăcia nu e rea. Eu, spre exemplu, am momente în care sunt mult mai fericit decât cei mai bogați oameni ai lumii. Da, da că sunt liber. Cred, da. Pentru că eu nici nu doresc mult. Eu mă mulțumesc și cu fărămituri. Da, corect. Adică când definești ca părimituri, să nu înțelegeți că sunt vreo furnică. Da, înțelegi? Da. Uite, vezi toată chestia asta, sărac. Și uite, iarăși fac o chestie de rahat.
într-una din zile după primul meu interviu, mă înțelegi, care într-adevăr a făcut furor, mă oprește o tânără, eu stăteam pe bancă, citeam o carte, culmea, atunci citeam, încă n-aveam telefon. Și îmi spune, dom'le, te-am văzut, așa, am permis să-mi fac și eu fotografie? Da, dom'le, nu mă deranjez cu nimic. Dom'le, ar trebui să fii președintele țării. Hai, dom'le, chiar exagerez, nu merge. Deci chiar așa, că nici nu vreau și să mă pună cu șapca, nu vreau, zic, împușcați-mă, nu vreau. În fine, prea multe bătăi de cap. Da. Și pe oameni nu-i poți schimba dacă ei nu vor. Bineînțeles, schimbarea, mereu, vine din... Deci poți schimba un om care și el a ajuns la convingerea că cum a fost nu e bine și trebuie să facă și el așa. Deci în momentul... Și nici spun, pe nimeni nu-l poți face bine dacă nu vrea. Nici medici, și medicii știu asta. Bineînțeles. Dacă că vin ăștia și spun sindromul Stockholm, că... Rahat, în psihologie. Când se băteau spartanii și cu ateii, atenienii, medicii greci știau asta, că medicii erau obligați să-l vindece și pe ăla și pe ăla. Și, spre exemplu, dacă ăla era spartan și luase prizonier, el nu vrea să se facă bine, că după ce se făcea bine, ăla îl punea la munci. Și atunci zicea că nu s-a făcut. Băi, cum te simți? Ăla care era atenian, cu toate că avea același rană, zicea că s-a făcut bine. El încă nu era bine. Dar vrea să se facă bine, să se ducă, să-i mai dea vreo două picioare în fundul ăla care a pierdut. Deci, psihicul contează enorm. Exact. Hai să vă dau un alt exemplu, ca să vedeți că lumea e așa cum e, că nu vreau să o fac nici. Dar se spune că în China antică erau două armate în față în față și amândouă erau cam la vreo 100.000 de oameni, amândouă aveau cam același tip de arme. Și el era cam târșeală să se dea unul la altul, că nu erau siguri de victorie. Corect, da. Și se face zi de vară până în seară, ca în bancurile cu proști, și se pretrece o eclipsă parțială, de soare în zona respectivă, deci luna se interpune acolo de soare. Dar mai intervine și în al treilea element, un nor, care era de forma unui dragon, așa. Asemănător. Și la un moment dat, una dintre ăștia avea pe standard un dragon și cealaltă avea soarele. Că la ei sunt simboluri clasice. Da. Șeful celor care avea dragonul are inspirația să le spună soldaților, uitați, dragonul a înghițit soarele. Ok. Exact. Da. Dar ăla l-a tâmpit și zice... Mamă, nici cerul nu mai ține cu noi. Chiar are dreptate fraierul, dragonul a înghițit soarele. Și în momentul ăla, practic, îi desumplă pe toți soldații lui. Exact. Vreți să vă mai spun finalul? Nu mai are sens. Exact. Deci cine a fost vinovat? Ei au pierdut psihic. De când la puterea cuvântului, de fapt. Și de ce spun? Lui... Că, apropo de hipnoză, știi că e mai ușor să prostești 100.000 decât un singur individ? Și văză masă, da. Dar nu. Hipnoza, de fapt, este o ramură a psihologiei și este, de fapt, o complacere. Dar da, masele sunt mult mai ușor de manipulat decât o singură persoană. Aici este adevărat. Acum să-ți spune o chestie care e ciudată. Mulți nu înțeleg după 2000 de ani ce a însemnat cârpa aia, ca teazma aia care s-a rupt în două. Atunci au despărțit oile de capre. Că tu nu ești oaie, tu ești capră. Credeți? Ah. Nu poate să-mi și eu oaie. Păi, oaie e omul cu cinci simțuri. Adică mănâncă, nu gândește și așteaptă păstorul să o ducă la iarbă bună, la iarbă verde. Adică Iohannis. Înțeleg. Tu ești capră. Capra, spre deosebire de oaie, nu merge cu turma. Aia merge pe drumul ei. Pierde, câștigă pe sabia ei, nu e bine. Tu știi că o turmă de oi, dacă o duci în bruja unei prăpastii și întâmplarea face ca una dintre oi să cadă în prăpastie, toate se duc după ea că zice, bă, aia a găsit iarbă mai bună și mai grasă și ne-am domnul, nu ne spune bandita. Bang și toată lumea și de gâtul. Asta e cu hipnoza în masă și cu... În mare parte, da, și să folosesc chiar și ziua de astăzi niște tehnici atât de simple, atât de simple și dau atât de multe... Vrei să-ți spun un secret? Vânzând carte, am citit un manual creat de un major de contrainformații în America
care ar trebui să reorganizeze serviciul de contrainformații și să școlarizeze nou ofițeri după terminarea. Și într-adevăr, acolo erau tehnici de manipulare și tehnici de minciună. Uh-huh. Pentru că era serviciul contrainformații și contrainformațiile asta fac. Dacă o informație reală a scăpat pe piață, îi aruncă gulgute, adică informații false care să fie mai credibile, exact, decât informații. Și totul era atât de simplu. Două, adică, dă-mi, cu cât te o complici, că mulți se scarpină după cap și ei complică lucrurile. Și de-aia nici nu au succes. Da. Da. Păi, o să dau și un exemplu acum. Să vedeți mentalul omului, da? Cât de mult poate fi ancorat în folosind fel și fel de informații și, de fapt, cheia este atât de simplă. Și pun întrebarea la general, inclusiv pentru cei de acasă. Întrebarea este asta. Pe malul unui lac era un copil de culoare, plângea. La un moment dat vine cineva și îi spune: eu nu sunt tatăl tău, dar tu ești fiul meu. Cine era acea persoană? Nu știu, să fiu sincer, nu știu, că ai amestecat planurile intenționat, ai făcut un truc psihologic, înțelegi? Și acum stau și mă gândesc și sunt conștient că orice răspuns logic ți-aș da, răspuns. Nu, un aș lua leapșa. Da, asta da. Și astea sunt foarte mari. Uite ce se întâmplă, că e la fel cu chestia. La o masă erau trei indivizi și erau doi tați și doi fii. Și de fapt erau numai trei ore. Cum puteau? Păi da, dacă era tatăl, bunicul și așa, în raport unul de altul. Exact. Eu să repet întrebarea și o să și acum stau și mă gândesc că eu sunt conștient că aici e o păcăleală. Care ar fi? Nu, nu e nicio păcăleală. Care ar fi primul răspuns ce mă vine? Și după aceea dau răspunsul. Nu, nu poți fi tatăl meu. Nu, nu. Repet întrebarea și după aceea o să dau răspunsul. Da. Pe malul unui lac era un copil de culoare, da, plângea. La un moment dat vine cineva și spune: eu nu sunt tatăl tău, dar tu ești fiul meu. Instant răspunsul și după aceea îl dau eu. Păi nu, că e, deci cine negație și... Nu, nu. Era mama lui. Eu nu sunt tatăl tău, dar nu, tu ești fiul meu. Nu, serios. Da. Da, eu singur, eu sunt vinovat pentru că m-am complicat. Eu am complicat-o. Da, cu sistemul complică cu niște informații nesemnificative, totul se, că dacă era o întrebare, dacă el nu este tatăl, cine este persoana de lângă? Clar, era simplu. Buf, mama, buf. Dar implementând fel și fel de un copil, un lac de culoare, vrei să-mi spun de ce n-am dat, de ce am dat rateu? Pentru că am dat eu foarte multe informații. Nu. Pentru că eram obsedat de ideea să răspund corect, că știu că sunt. Și exact așa se întâmplă. Și de-aia am și luat lepsa. Mulțumim frumos, Aura. Nu, recunosc. Deci, de ce? Eu, printre altele, sunt destul de viral pe Facebook. Și sunt conștienți că mulți mă vor pândi pe după colț și vor, uite băi, ai văzut ce dobită capăt. Nu, în nicio caz eu nu am pus întrebarea asta pentru a da lepsa. Nu, doar că eu am vrut să scot în evidență, pentru că și eu mi-am furat-o. Dar sistemul dă atât de multă informație și, de fapt, pentru a ascunde... Păi știi cum au numit eu japonezii? Tora, tora, tora. Modalitatea asta de... Da, 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 da. Te zăpăcești, te bulversează, da, cu o serie, da, întreagă, da, de informații. Da, 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 da. Exact. Exact. Cum e bancul ăla cu... oprește în stație, se urcă 5, coboară 3, mă înțelegi, și în final fraierul te întreabă câte stații și tu de fapt îi numărai pe fraier. Cum, tehnica asta s-a folosit tare mică din Roma antică, interogatoriul. Tehnica de a scoate o informație de la cineva. Este un haos total mental. Da. Deci nu contează că îi arată un măr, că îi arată un pahar, că îi arată, da, un cuțit. Până la urmă, el trebuie să scoată doar o singură informație. Asta este interesul sistemului. În cazul ăsta, să ne facă pe noi să fim în conformitate cu ceea ce... Uite de ce. Hai să-ți spun o chestie. Eu am citit odată o chestie și aproape că o cred. Spuneau că cum poți obliga subconștientul să-ți arunce informații? Deci noi în genere, cum poți obliga subconștientul, deci eu susțin ipoteza asta, că în subconștientul nostru, în genonul nostru, e toată informația omenirii. Sunt perfect de acord. Dar subconștientul nu vrea să ne dea, că nu știm codecurile. Exact. Plus că trebuie să o derulăm, că acolo e împachetată la viteze astronomice, exact, și... Și nu ne dă. Cum poți să obligi subconștient să-ți dea acest subiect? Și asta ar fi și una explicație de ce sunt eu pe stradă. O să fi se pare curios. E o nebunie, dar... Vă rog. Fii atent aici. Și că dacă creezi un cocon, adică un costum, uh-huh, de ăsta care să te izoleze și fonic și termic perfect cu, okay, mediul, da, exterior.
Creierul uman are capacitatea de a prelucra instantaneu cam 100.000 de informații. Deci instantaneu, atâtea informații prelucrează. Da, da, corect. Și cu vizual aproximații, și tot, și auditiv și tot, da. Și cu simțul că la picior mă duc ceva, mă gâdile, absolut tot. Da, da. Coordonat. Bun. E, în momentul în care îl izolezi și termic, mă înțelegi? Deci îl izolezi cu totul de exterior. Mă înțelegi? Creierul trebuie să prelucreze. Procesorul trebuie să lucreze, că altfel moare. Corect. Și spuneți că de-abia atunci ar și putea... atunci absoarbe informația. Băi, da, de subconștient. De acord, da, da, da. Înțelegi? Pentru că vrea să prelucreze, vrea să vadă, vrea input, 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 input. Și atunci caută exact ceea ce el de fapt are și nu ceea ce are. Exact, exact, da, corect. Corect. Și atunci te descoperi pe tine însuți. Da, pentru că iar, da, da, perfect, perfect de acord cu dumneavoastră. Și acum o să mă întorc și la ceva ce mulți nu bagă în seamă. Am vorbit acum câteva minute sau aproape o oră de simpla viteză a luminii. Da. Sunteți de acord cu mine că există ceva mult mai rapid, înzecit, de milioane de ori, mult, da, dar nu dovedit științific, dar în același timp paradoxal, este acceptat de toată lumea? Da, bineînțeles. Puterea gândului. Da, corect. Eu gândul, pot, eu pot fi instantaneu pe Alfa Centauri și luminii instant. Trebuie 9 ani. Exact. Știam, deci, asta am mai gândit-o. Da, nu, nu, nu eu, eu tot da, așa. Deci 9 ani lumină. Da. Și eu ajung mental instantaneu. Instant. În baza unor expuneri de către alții. Corect, cum ar fi NASA și așa mai departe. Hai să spunem că sunt reali. Să spunem, da? Bun. Un pic, Simeon, te întrerup. Care vreți să intrați, să-i puneți întrebări domnului Ioan? Ai pus link-ul acolo, Adi, nu? Oh, da, deci da. E timpul pentru perfect. Invitați da. din auzi, familia. Nu l-am pus pe domnul Ioan să tragă un... O, domnule, păi atunci Adi, te rog frumos. Știa, o să vă explic, Adi, de fapt Ana, soția lui Adi, a venit cu o idee genială. Aici sunt niște bilețele. Bilețele cum? Vă dau exemplu. Bilețele cu 4 subiecte, din care alegem unul. Emoțional, spiritual, mental sau fizic. De exemplu, întrebare din subiectul fizic. Cum simți răceala în corpul fizic? Dar nu o să aleg eu, o să alegeți dumneavoastră. Dar dacă ați răspunde la întrebarea asta, cum simți răceala în corpul fizic? Păi mă simt în fiecare seară, cam nasol. Eu dorm în aer liber, domnul meu. Un răspuns de... Prin durere. Îmi vine să mănânc cartonașul ăsta. Eu dorm în aer liber, domnul meu. Ok. Adi, te rog. E același. Nu, stați că eu aleg. Să ne și jucăm puțin, dacă zic. Până luăm un apel. Bun. Mamă, cum e asta? Deci asta mi-a sărit în ochi. Sunteți pregătit, domnul Ion? Da. Spiritual. Da. Care crezi că este legătura dintre sufletul tău și ego-ul tău? Păi există legătura, mea dacă eu vreau să o fac. Și care ar fi aceea? Deocamdată suntem în relații cam așa de cunoaștere. Certați. Un pic nu, ne tatonăm. Nu se dă nici el, nu se dă nici el prea tare la mine, nu mă dau nici eu. Adică nu vrem să ne supărăm unul pe altul pentru că nu ne cunoaștem prea bine. Așa, de fapt, așa fac și, spre exemplu, eu un joc pe Facebook așa și am intrat în el și îmi zice ce animal poți să fii și mi-a plăcut, i-am și zis calculatorul, zic, băi, ești tare fraiere. Mă înțelegi? În sensul că a zis că în viața de toate zilele, adică pe Facebook sunt un fel de husky așa și husky e un câine care nu prea mușcă, nu așa, dar în realitate sunt un fel de doberman așa, foarte sobru, foarte înțeles și am recunoscut, fraiere, ești pe aproape și așa e. V-ați gândit vreodată să învățați pe cineva, e o întrebare grea, poate, să învățați pe cineva stilul dumneavoastră de viață, nu, ca fiind benefic. Nu, m-am gândit și nici n-aș vrea. De ce? E mult prea greu, cred. Pentru că e mult prea greu și s-ar putea să crepe, să nu reziste. Nu, eu, vezi, aici o să fac chiar abstracție de o chestie, însă și Iisus face la un moment dat o afirmație și spune că nu el și-a ales ucenicii, ci Tatăl lui i-a dat. Înțeleg unde vă atezi, da. Înțeleg.
Ne auzim sau nu? Ne auzim? Cred că ne auzim. Așa. Marchizus. O să vă rugăm să share-uiți, să distribuiți această emisiune și să nu uitați să dați subscribe. Acum ne auzim, da? Cred. Da? Adi, da? A, e bine dacă ne auzim, e perfect. Deci, uite, Marchizul a spus că a înțeles... Cineva a întrebat, scuze-mă, dacă ați ales ca în această viață să terminați în stradă până la capăt, să vă supuneți la această pedeapsă, sau vă doriți să ieșiți din stradă? Nu știu, uite, aș spun o chestie. Eu nu sufăr în primul rând de sindromul peșteră. Vezi Platon. Adică toți cei care stau la bloc, înțelegi? Și nu-i marginalizează nimeni, se automarginalizează în sensul că trăiesc în spații înguste și sunt claustrofobi. Și atunci și gândurile lor sunt tot claustrofobe. Da, exact. Nu glumesc. Exact, nu, așa e. Platon definea asta, asta e efectul peșteră. Chiar azi discutam cu o doamnă dintr-un grup astral și spuneam, dar și pământul are o frecvență, vreți frecvența Schumann. Știi că dacă ne rupi de această frecvență, e ca și cum ai rupe cordonul umbilical de mamă și noi ne îmbolnăvim? Mm-hmm. Și aia se numește frecvența Schumann. Că ăsta a inventat, n-a inventat nimeni nimic, a descoperit-o. Playgoogle spune, ca să vă iertăm, mâine îl invitați pe domnul Ioan, obligatoriu de urgență să avem ce vedea seara. Vă apreciază oamenii și partea cea mai frumoasă este că vă apreciază. Da, le mulțumesc real. Frumos, dar nu... Da. La un mod real. La un mod real. Pentru că, drept dovadă, aici nu sunt oameni ce pun întrebări, dar de ce în stradă, dar ce... Nu, sunt oameni ce vă apreciază din suflet. Adică ceea ce emanați din suflet. Da, și le mulțumesc frumos și am și spus-o, se pare curios. Cineva spune, precum Nicu, spune, nu sunt de acord aici cu dumneavoastră, domnule Ioan. La ce? Stați, da, chiar se spune la ce. Păi, da, nu, și apeluri putem lua. Putem lua în... Și chiar e și bine că nu e de acord cu mine. Poftim? Link-ul este în comentarii, mi se pare. Deci putem să luăm apel video și puteți intra în direct cu domnul Ioan și puteți să-i adresați orice întrebare, domnul Ioan? Da! Absolut orice întrebare? Da! Și cu conotații? Da! Și cu răutăți? Da! Și cu... Bine, domnul Ioan! Da, și-ar putea să-i înjur și eu! Da, înjurați-i, domnul Ioan! Care este cea mai frumoasă înjurătură? Nu, eu nu mă pune și clanii. Nu vă spun, nu, în ce zonă ar fi? Cea mai caldă, cea mai plăcută și cea mai acceptată?
Păi e cu bomboana de pe colivă. Da, așa. Valentin Duțescu spune, cum poți ajunge la propria ta evoluție dacă nu știi ce se va întâmpla a doua zi? Repet. Da. Cum poți ajunge la propria ta evoluție dacă nu știi ce se va întâmpla a doua zi? Păi și el știe? Păi nu, cred că de asta a pus întrebarea. Dumnezeu, ăsta s-a robotizat, îmi pare rău. Ce a zis Simi? Dar s-a robotizat. Cum poți ajunge la propria ta evoluție dacă nu știi ce se va întâmpla a doua zi? Păi și aia nu e evoluție, zâmbește, dacă și a doua zi. Da. Dacă și a doua zi e ca și în ziua aia, unde dracu' e evoluție? Mm. La WC, unde dracu? Păi cumva, auzi, nu se pupă. Nu poți evolua. S-a băgat în seamă, îmi pare rău. Nu poți evolua. Simi, nu poți, nu că e mișto întrebarea, dar e, se anulează cumva reciproc. Da, da. Din moment ce te gândești la a doua zi, clar ai o frică ce ți anulează evoluția. Da, da, corect. Și vă mai spun o chestie care e dureroasă. Încercând să-i miști pe cineva, devii o clonă. Și atunci nu mai ești tu. Și atunci intri în contradicție cu eu-ul tău. Exact. Bla, bla, bla. Altcineva întreabă, de ce murim? De ce murim? O întrebare pentru dumneavoastră. Păi nu murim, murim doar fizic, nu și... Bom, aia, nu totul și continuă. Softul rămâne acolo. Aia. Exact. Să devenim suverani ar fi o soluție, întreabă Alex Lexus. Să devenim ce? Să devenim suverani. Suverani unde? Dacă... Păi suverani putem deveni dacă îi batem și pe ruși, pe americani și pe chinezi și le demonstrăm că noi suntem cei mai tari din parcare. Atunci da, suntem suverani. Avem suverani pe planeta asta? Da. Nu, că și asta e relativă. Vă spun eu că o să mi se pare curios și America își va pierde ascendentul. Care... Are tendința spre suverani. E în încădere liberă. China e suveran. Și știi cine a făcut-o? Știi cine le-a tras la temelie? Culmea, Gorbaciov. Distrugând Uniunea Sovietică și America nemai având, mă înțelegi? Automat trebuia să cadă și ei. Zice, mamă, acum nu mai avem cu ne ne bate. Și dacă o armată instruită o ții vreo 5 ani să nu facă, mă înțelegi? În final îi bate și ciobanii de pe câmp. Corect. Precum Nicu spune, revine la ceea ce v-am spus, că nu este de acord cu dumneavoastră. La faza că oamenii sunt claustrofobi dacă locuiesc în locuințe și nu cred că se autoizolează. E puțin utopică declarația dumneavoastră, spune Precup Nicu. Bă, ce e utopie în primul rând? Utopia e... Este un haos. Nu poate fi, și unde e haos? Că haos e în capul lui. Da, deci la faza că oameni, deci nu este de acord cu dumneavoastră. Dumnezeu, dar n-a spus eu, a spus-o Platon, îmi pare rău. Ok. Okay. Nu, și nu vreau să fug de răspundere. Dar fii atent, hai să-ți spun o glumă bună. Fii atent, deci. E realitate. Eu dormeam într-o vilă fostă a SPP-ului, a protocolului și știam că pe aia sunt alarme și intrasem înăuntru, s-a declanșat alarma, aia nu veneau. Dar totuși eu n-am vrut să dorm înăuntru. Și dormeam afară. Înțelegi? Afară. Și mă uitam, și a început să știu ora exactă după avioanele care zburau pe vilă, dau ore. Deci știți că avioanele de cargo alea care zboară noaptea, zboară la ore fixe și pe trasee fixe. Nu e? Și știam tot. Și la un moment dat eram învelit. Băi, și într-o zi, într-o dimineață când m-am trezit, dom'le, mi-era o căldură de nu mai puteam de cald. Și zic, băi, ce dracu s-a întâmplat? Și când mă uit, până aici eram nins și acoperit cu un strat de zăpadă, uite atât. Deci zăpada aia îmi ținea mai cald ca alea cinci, două plăpuri și cinci cearceapuri. M-ați omorât. Deci voi vă dați seama, deci, ce povestire aveți? Deci eu nu m-aș fi gândit vreodată să ajung într-o situație cândva să fiu învelit de zăpadă, cu toate că o să vă strâng mâna la final. În spectacolele mele am o frază de genul acesta. Un băiețel ce strânge în brațe un cățel, zăpada așezându-se pe el, încercând să formeze o pătură să-i încălzească. Nu, asta e problema. Un om care a asistat... Am ieșit de acolo, am sărit și gardul, că îmi convenea, nu vreau să deschid poarta, să nu aibă acces și altcineva. Da. Și stăteam și într-o zonă unde mai jos era un SPP, că știu să-mi aleg zonele. Mă înțelegi? Da, da, da. Și când am trecut, mă înțelegi că era pe strada televiziunii, pe Pangrati, la seoa dracului. Și când am trecut să vin la televiziune, în stație la televiziune, erau toți cei care mergeau la blumcă, ăștia care stăteau la bloc, cum zice da, ăla. Da, da. Și uite așa erau, zgribuliți, triști. Eram vesel.
De ce eram veseli? Că nu aveam corări de sistem. Și ei veneau de la căldură, veneau de la păpică. Eu n-aveam 2 lei să bagă un automatul ăla să-mi iau o cafea. Că i-aș fi dat și 2 picioare, că face și cafea proastă. Și am mai venit și Radu. Ai cum să nu? Deci avem un prim apel. Salutare, Radu! Bună seara! Auzi? Sunt vesel. Când ne adătăm cu răuți. Ai radio, ceva, televizor acolo? Nu te auzim, Radu. Palmeș, nu înțeleg nimic. Da, e un broiaj. Scuze, să mai încerce o dată. Dacă e. Eu zic să nu mai încerce. Și vă spun și de ce, că știu de ce. Okay. Mai avem pe cineva? A simțit ceva? Da, bineînțeles. Da? Ok, hai. Bună seara. Bună seara. Oricum, simte domnul Ioan tot. Eu înțeleg exact la ce vă referiți eu, domnul Ioan. Domnul, mai știți și voi cartea Febeiului, limbajul trupului. Lasă-o dreacului. Bună seara, mă auziți? Da, te auzi. Salut, da. Salut. Salut, Gabriel. Bun, este a doua oară care intru cu voi. În seara asta mă gândesc să discutați despre sărăcie, așa-i? Cam asta a fost plecarea în subiect, dar după cum se vede, am atins o plajă foarte, foarte largă. Îți dorești să aprofundăm mai mult sărăcia? Vreau și subiectul. Ah, asta. Ok, că eu doar ce am mințat acum. Bun, deci sărăcia, eu am două cuvinte de spus și cu asta o să las și pe alții să intre. Sărăcia o facem și noi și sărăcia vine de la sine. De ce spun asta? Pentru că și eu am fost sărac, având în vedere că am crescut prin orfelinat și așa. Ai fost sărac cu duhul sau sărac? Pardon? Ai fost sărac cu duhul sau sărac material? Nu, sărac, sărac. Fără bani, fără absolut nimic. Păi înseamnă că erai normal. Păi, toți ne naștem așa. Ce, ne naștem vreunul bogat? Păi, dacă nu primești vreo moștenire, da. Atunci ne naștem săraci. Eu m-am născut în pielea goală. Ce-i pe mine ai de căpătat? Dumneata te-ai născut cu haine pe dumneata? Nu. Deci să înțeleg. Deci să ne înțelegem. Deci sărăcia, normal că toți ne ăsta, săraci. Normal că nu avem bani, trebuie să muncim ca să ajungem acolo. Cure. De... Uite, eu nu trebuie să muncești, bă. Hai mă, las-o dracului cu muncă, mă. Hai, Gabi. Vă doare capul. Care muncă? Eu muncesc intelectual. Eu un bou l-aș plăti mai bine ca pe tine, că efectuează un lucru mecanic mai domnul mare. Domnule, stat puțin, dar ca să ajungeți să munciți mental, trebuie să munciți fizic, așa trebuie să începem, că na, altfel n-ai cum. Nu e adevărat. De copil mic am... Poți să dau o replică? Orice. Bun. Deci, domnule Ion, eu vă estimez foarte mult și am fost și eu în cazul dumneavoastră și nu mi-este rușine să o spun. Am fost și eu exact cum sunteți dumneavoastră în acest moment, dar pentru asta mie mi-a plăcut, cum să spun, adică să nu stau aiurea, ca să mă exprim așa. Și având care ar fi întrebarea, sistemul, cum? Care ar fi întrebarea? Ce vrei să știi? Întrebarea este că cum de se face că România, oamenii săraci, care sunt foarte mulți, mai ales în București, în orașul mare de România, de ce statul român nu intervine pentru cei oameni săraci ai străzii, oamenii străzii, ca să-i ajute, în general, cu muncă sau, mă rog, cu altceva, adică să-i ajute ca să iese din toată chestia asta. Bineînțeles, sunt alții oameni care le place să stea acolo de unde sunt, dar sunt alții oameni care... Băi, știi ceva?
Voi știți că voi, arabii și străinii, eu dacă vă angajați aici, luați 3400 salariu minim și noi luăm vreo 2000 și ceva? Apropo, păi lasă-mi abii, tu ești străin și te doare de noi. Uite, niciodată, eu nu vreau să muncești. Niciodată, nu sunt străin, sunt român. Dacă votați pe nume, nu, nu este... Da, ai un accent, nu are un accent. Ai un accent puțin, dar da, nu... Da, 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 da. Băi, chiar da. Îți bagi de mine? După accent, niciodată. E clar că ești de undeva din zona arabă. Niciodată. Da, e irrelevant. Da, nu. Bun, dar care e problema ta? De ce trebuie statul să aibă grijă de mine? Eu nu vreau. Uite, eu, spre exemplu, aș putea să primesc ajutor social de la stat sau să-mi iau pensie. Tu știi asta? Eu nu vreau. Bă, eu nu sunt cerșetor, mă, tu nu înțelegi. Eu chiar muncesc. Uite, acum vreo două zile mi-a propus cineva un pajic de la bancă să-l ajut să sape un gard în gură, în curte. Și mă înțelegi și am spus, măi, nu te supăra. Îți găsesc om care să sape gardul, dar eu nu sunt cu munca. Eu eventual îți arăt cum să-l faci drept, dar nu sunt cu munca. Dar poți să-ți aduc om care să-ți facă treaba. Deci adică un fel de antreprenorat eu, din care scoateți un procentaj, exact, mi se pare uite, corect. Adică și-ți dau un alt exemplu. Păzeam vreo trei case în locul unor pașnici și vine o doamnă care ne pretindea să-i spunem doamna general. Și eu îi spuneam, nu doamnă, dumneata ești doamna colonel. Păi nu dă-mi că soțul meu era general, nu e adevărat, era colonel. Și uite, am vorbit cu vecinul și plăcile astea, te rog frumos să mi le pui în curte. Nu, eu nu muncesc fizic, dar ți-aduc doi băieți care îți fac treaba și nu trebuie să-mi dai dumneata, că mi-au eu de la ei. Vine aia, pune treaba, vine proprietarul, un fost ministru. Ce s-a întâmplat ultimul? Păi cum ce s-a întâmplat? Am zis că a vorbit doamna cu cine, nu e adevărat. Eu plăcile astea le-am adus, le dau celor care îmi fac construcția, că mă înțeleg și uite cum i-am câștigat și... Mi-am luat și șpaga aia și a luat 50 de lei, doamna colonel a rămas și treaba a mers bine. Asta fac toată ziua. Deci, Cristian Marian, ieșit, vreau să vă zic, Zolta, dacă eu... Zolta, mulțumim frumos, mulțumim. Dacă nu intervin, o fac pentru că vreau să las pe domnul Ioan să vorbească cât mai mult. Pe mine mai puteți auzi. Deci ăsta este motivul pentru care sunt un pic mai tăcut. Duna, nu te supăra, interlocutorul care a fost înainte, simți cu toată puterea mea că de fapt el a intrat în discuție să se bage în seamă. Nu, 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 vă stima. Deci eu am simțit că vă apreciați. Și unde dracu era stima? A pus o întrebare, a vrut să... Mi-a pus o întrebare de 2 lei, îmi pare rău, s-a dus toate. Tu crezi că mie îmi place să mă stimeze dobitocii? Că-mi dau acum cu parul în cap. Nu, 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 nu. Deci domnul Ioan nu e aici să fie o victimă sau să atragă milă. Nu, păi nici nu sunt pentru supraviețuitor, un om puternic, dar nu a fost intenția asta a lui Gabriel. Chiar îl simțeam că îl apreciază pe domnul Ioan. Deci n-a spus-o sub o altă formă. Da, în niciun caz, nu, n-a intrat într-un moșichitor. Baronul întreabă, vreau să îl întreb pe domnul Ioan despre necesitatea sentimentală și dacă și nu ar exista aceasta, se poate crea un haos pe mai multe planuri? Repet. Necesitatea ce? Deci, deci vreau să îl întreb pe domnul Ioan despre necesitatea sentimentală și dacă nu ar exista aceasta, se poate crea un haos pe mai multe planuri? Da, bineînțeles că se poate. Dacă nu ești în echilibru cu tine însuși, cu altă, normal că se poate crea un haos. Dar eu te întreb sincer pe tine. Cine-i stăpânul tău? Nu, și pe interlocutorul întreb. Cine-i stăpânul tău? Nu mai e aici, închis. Numai, închis. Nu, dar închis. Așa vorbind. Deci toată lumea zice, dom'le, și atât. Ce, dom'le, fă ca mine. Și el, de fapt, nu e stăpân pe el însuși. Vorbiți aici, domnul Ioan, în microfon. Că de ce vrea să fac ca el? Înțelegi unde e durerea mea? Eu înțeleg. Deci majoritatea oamenilor habar n-au de nimic. Nu știu cine sunt, ce era sentiment, confundă sentimentul cu sexul, confundă cu ala bala portocala, sunt într-un haos total. Și vin aici, îmi pare rău, dar eu asta sunt, nu sunt porc, nu sunt bumpă. Vin aici, mă înțelegi, pentru că se șizează că e multă lume și se bagă în seamă. Și pune întrebări fără sens sau insuficient de bine. Corect, da. M-am înțeles? Noi pățim asta în fiecare seară. Și după aia mă învinuiesc că mine că, uite bă, ăla alt trăge, chiar e dobitoc. O întrebare pe care am vrut să o dezbatem și n-am reușit. Domnul Ioan, este fericirea mea responsabilitatea mea sau a partenerului de viață?
E together, e împreună. E jumătate-jumătate. Că mulți în ziua de azi, Will Smith a făcut, știi, a făcut afirmația asta, că fericirea depinde doar de tine, este responsabilitatea ta. Și eu sunt de acord cu asta. Și eu sunt de acord cu asta, da? Nici eu nu sunt de acord. Eu da. Dar atunci înseamnă că cel pe care îl faci fericit e victima ta, pentru că tu îl cunoști și știi cum să-l manevrezi, știi cum să-l speculezi, știi cum te... Simi, știi de ce eu nu sunt de acord? Deci fericirea mea este responsabilitatea mea doar în momentul în care eu sunt singur pe pământ. Atunci da. În momentul în care apare un alt om sau doi sau trei, deja formăm o comunitate și atunci sentimentele mele interioare vor depinde de acțiunile celorlalți. Dar eu te pot bucura pe tine prin diferite aspecte sau motive, dar fericirea, tu dacă te exploai empatie zero, nu simți fericirea pentru că nu ai cum să-ți o creezi singur. Da, dar avem empatie cumva acolo, da, un minim, da. Nu, să știi că sunt... Pe care o controlăm din egoism sau nu. Uite, persoanele bolnave de autism au o empatie foarte redusă. Foarte redusă. Da. A intrat cu noi din nou Radu, nu? Gabi, apropo, nu? Apropo, facem o glumă. Știi că persoanele schizofrenice și nebune, de fapt, au o hipersensibilitate și la telepatie și la... Sunt perfect de acord, dar și-au format un scut atât de mare încât nici ei nu mai știu cum să emane acel ceva. Să puneți căștile, vă rog frumos. Se închid în propria lor capacitate. Exact, da, exact. Așa. Bună seara! Găsiți un matematician, gata, am... Bună seara! Matematician, pentru că vreau să... Bună seara! Lăsăm să termine fraza. Numele Chirulu Fibulaci. Da, am fină, nu? Curios și eu am căști, dar astea sunt... Bună seara, pot să intervin și eu? Îmi cer scuze în primul rând pentru mai devreme, că nu-mi punsesem căștile la telefon și de-aia se auzea la fel. Al doilea lucru, da, domnul Ioan avea dreptate. Eu vreau să-l întreb pe domnul Ioan. Ce s-ar întâmpla cu lumea, și nu vorbesc despre România sau Europa sau Rusia, lumea în general, dacă toată lumea ar proceda ca el și ar refuza să formeze o societate? Ce s-ar întâmpla cu lumea? Ar fi mai fericită. Da. Unde ar fi mai fericită? În junglă sau în pădure? Animalele, cum se ajută între ele pentru a vâna, pentru a mânca, pentru a se încălzi, pentru a supraviețui? De ce noi, oamenii, n-am putea face același lucru? Păi fă-l dumneata, dar ce eu păi, dar noi îl facem, asta e ideea care eu vreau să vă întreb, să-mi răspundeți la ea. Nu să-mi răspundeți, fă tu, pentru că așa e foarte simplu. Mă repet încă o dată, în primul rând respect pentru dumneavoastră și pentru cunoștințele generale pe care le aveți. Respect pentru cât ați citit, pentru tot ceea ce furnizați, pentru că da, aveți idei foarte bune. Ideea e că... Nu sunt de acord cu modalitatea de a ieși din societate. Și acum întrebarea e, răspundeți, ce s-ar întâmpla cu societatea dacă oamenii s-ar retrage din ea? Îmi cer scuze că nu se vede că am ieșit cu căței afară și e întuneric în parc. Ne-ar schimba conducătorii. Păi care conducător dacă nu există o societate? Păi da, eu spre exemplu, nu neg societatea, eu neg... Ba da! Două secunde, o întrebare. Dacă cineva, deci dacă noi în marea majoritate, dar predominant, dar 90%, am ieșit din societatea deja creată și activă, da, nu sunt că s-ar crea automat o altă... Păi, haos ca da, da, corect. Dar ne-am întoarce la 5.000, 6.000, 10.000 de ani în urmă, nu? Piramidele au 6.000 de ani. Deci noi am renegat 6.000 de ani de evoluție. Acum 6.000 de ani ei aveau creații mai mărețe decât în ziua de azi. Hai să pun. Din anumite puncte de vedere. Din anumite puncte de vedere. Pentru că acum 6.000 de ani nu vorbeau cu dumneavoastră în București și eu la câteva mii de kilometri distanță de dumneavoastră. Poate anii aș fi fost scribul faraonului. Te-ai gândit la asta? Nu m-am gândit, pentru că dumneavoastră excludeți o societate. Păi eu nu exclud nimic, domnule. Eu m-am auto-exclus din societate, domnule. Vezi că ți-am spus că răstălmăcești. Corect. Dar dumneavoastră când dați un sfat și spuneți că ar trebui să facem toți la fel... N-am pretins. Am pretins și eu în cadrul emisiunii că dau sfaturi.
Nu, păi, nu, nu. Acolo se duce direcția. Acum eu nu vreau să iau ca un sas sau cum, dar bine, direcția e, eu sunt aici și vă spun ce fac eu. Dacă din 20 de milioane de locuitori ai României, nu? Ar 15 milioane ar renunța, ar fi marea majoritate, nu? Unde ar ajunge România? Poftim, nu toată lumea. Chiar dumneata ești responsabil pentru România, de ce nu candidezi, domnule? Păi nu vreau să candidez, eu am plecat din România, trăiesc în o altă țară. Dar nu pot să văd cum cineva iese în fața unui monitor, unei camere și ia la mișto toată evoluția umanității. Deci, practic, ce faceți dumneavoastră, asta faceți. Nu, cum să-mi spuneți? Nu, gata. Cum îl cheamă pe... Radu, spune. Nu te scuze. Am înțeles ideea ta. Bine, nici eu nu am auzit ca domnul Ioan să fi spus că cu toții ar trebui să renunțe la modernism și cu toții să se ducă în izolare și să renunțe la tot. N-am auzit chestia asta. El a vorbit în numele său propriu. Și cred că, da, cred că... Da, dar foarte mulți în comentarii, dacă citiți, ar vrea să lea ca exemplu. Bravo, șmecher! Da, din contră, eu vă spune așa ca mine să nu faceți, că nu rezistați. Și vă pierdeți pe traseu, muriți. Uite, vedeți, iarăși o chestie care e foarte jenantă pentru interlocutor. Credeți că sunteți mai puternic decât oricare altul cu care vorbiți? Mie mi se pare o prepotență care nu demonstrează nimic. Practic, stați în stradă în comparație cu interlocutorii dumneavoastră. Înțelegi de la început asta. Te simți ofensat? Nu, Doamne ferește, eu... A, da, nu, cine se scuză se acuze, asta a spus-o Seneca și dacă și la asta mai răstălmăcesc... A fi spus-o Seneca, dar eu nu mă scuz. Bravo. Eu v-am pus o întrebare. De ce nu răspundeți la fel de inteligent ca Radu, cum ați spus mai devreme de Seneca? Radu? Da, am găsit și o lumină. Ok, uite, te rog cum o să te calmezi, sunt că ești agitat. Și își cer pentru o secundă, doar o secundă, dacă poți... Empatizează un pic și pune-te în locul domnului Ion. Păi m-am pus de la începutul interviului sau podcastului, cum îl live-ului, m-am pus în situația lui și da, și cum ai arătat și tu că ai avut momente sau familia ta a avut momente, toți avem o istorie în spate din punctul meu de vedere, dar mi se pare foarte greșit ideea de a renunța. Radu, ascultă-mă un pic. Okay. Eu am empatizat. Și ăsta este motivul pentru care în emisiunea ta am tăcut mai mult. Păi știu, tocmai de aia, că sincer am scris un comentariu foarte lung, dar e o limită de caracter și de-aia am și sunat, că m-am plictisit tot, l-am scris de 3 ori, s-a șters, s-a scris iarăși și tot așa și de-aia am intrat online. Și tot comentariul respectiv cu 10.000 de întrebări se rezumă la o singură întrebare. De ce să renunțați când aveți toată cultura asta generală și ați putea face diferența? Am spus eu vreodată că am renunțat. Da. Da, stați pe stradă. Nu, am o întrebare. Stați, cred că am pierdut eu puțin șirul. Domnul Ioan, nu cred că a spus vreodată faceți sau luați alegerea pe care eu am luat-o. Nu cred că a fost așa, nu? Ok, bine, am formulat eu greșit atunci. Cum să mă exprim ca să fie cât mai corect? El iese în evidență ca un exemplu. Eu nu vreau să zic că e exemplu bun sau rău, pentru că nu am fost în bocancii lui, în Adidas și lui, nu știu ce a pățit, ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, de ce alegerea lui. Ideea e de ce renunți, pentru că practic să nu ai o casă, să te simți fericit doar pentru simplu fapt că nu plătești facturi, Radu, mi se pare de o lașitate foarte mare. Radu, deci eu nu vreau să termin emisiunea asta într-o notă așa negativistă, pentru că a fost foarte frumoasă și eu să-ți răspund eu din punctul meu de vedere. Ce te faci dacă scopul domnului Ioan nu este acela de a avea o casă? Asta nu înseamnă că el a renunțat. A renunțat doar din punctul tău de vedere că tu te rezumi la scopul de a avea o casă. Poate de a avea ceva. Da, asta tu nu știi. Deci nu înseamnă că a renunțat. Ai dat un materialism dialectic, I'm sorry. Înțelegi? Deci n-a renunțat la viață. Doar atunci am fi putut vorbi. Poate scopul lui este să stea în stradă, că așa se simte fericit. Și asta înseamnă că el n-a renunțat. Doar că nu se topă. Diogene a stat în butoi. Și toată lumea știe cine conducea lumea pe vremea lui Diogene, știi? Eu admir cultura dumneavoastră generală. Eu nu o dețin. Nu mă interesează cine
conducea lumea în trecut. Eu atât vreau să știu. Din punctul dumneavoastră de vedere, dacă toată lumea ar face ca dumneavoastră, pentru că ca să face un lucru, trebuie să te consider să fie, ca punctul tău de vedere este un punct de vedere foarte bun. Dacă toată lumea ar lua aceeași decizie, aș vrea să răspundă el, nu toate celelalte persoane. Radu, te rog eu, din respect pentru noi, pune întrebarea, da. După care o să încercăm să luăm și pe altcineva și domnul Ioan îți va răspunde, dar după ce vei ieși tu, ca să nu terminăm în nota asta, că o să se ajungă la... tot respectul pentru și pentru emisiune foarte frumoasă, foarte, v-am spus, nu vreau să stric Feng Shui-ul emisiunii, chiar mi-a plăcut, chiar... Eu am înțeles perfect ce a întrebat Radu și cred că este vorba de perspectivă sau, în primul rând, de... Da, să se spună. Vă rog, da, te rog, te rog, ai cuvântul meu, îți răspund la întrebare. Ce s-ar întâmpla cu România, să nu ne lungim, dacă toată lumea dacă v-ar pune pe dumneavoastră oarecum un fel de președinte, care oricum ați luat decizia să nu faceți nimic. Deci un președinte care nu face nimic și toată lumea ar face la fel. Păi nu, că asta în stradă. Ea sunt obligat, conform președinției, să fac ceva. Sunteți alesul poporului care vin, trebuie urmat. Corect. Poftim. Corect, adică eu sunt păstorul și ei sunt oile. Corect, până aici e bine. Da, ok, perfect. Ce se întâmplă dacă toată lumea ar lua aceeași decizie și v-ar urma pe dumneavoastră să facă același lucru care îl faceți dumneavoastră acum? Nu ce ați face dacă ați fi în poziția de lider. Dacă toată lumea ar face ce faceți dumneavoastră acum. Și cu asta am închis eu. Vă urez o seară plăcută. Mi-a părut bine să vorbesc cu dumneavoastră, cu voi toți trei. Respect încă o dată pentru cultura dumneavoastră generală, domnului Ioan, pentru că vă meritați. Și cam atât. O seară plăcută. O seară frumoasă. Seară frumos. Și de ce mă bucnește râsul? Pentru că, de fapt, părerea mea e că în toată discuția s-a pus el singur într-o notă proastă. Nu, a pus o întrebare din anumită perspectivă. Din ce perspectivă? Adică, nu, dar el a încercat să-mi explice mie și aici are el dreptate. El a încercat să-mi explice mie că dacă toată lumea ar face ce fac eu, n-ar mai munci nimeni. Corect. Da, nu, bun, ok. Corect, bun, ok. Da, aici are dreptate. E corect. Dar acum revin eu cu o extra întrebare și după aceea să reveniți la răspunsul pentru Radu. Dacă ar fi să... Dați timpul înapoi, de când ați mai alege acea structură? Da. Da? Da. Din două puncte, păi, de vedere. El n-a înțeles o chestie, că totul se rezumă nu numai la bani, se face și troc, barter. Exact. Simi, aici s-a făcut diferența. Am înțeles, da, bineînțeles. El da. A văzut renunțat, strict de a avea o casă și ce facem noi, că facem parte din sistem. Și domnul Ioan spune să dăm la o parte era financiară. Exact, exact. S-a robotizat. Ce? Omul, deci casă, serviciu, masă, soție. Vă întreabă Andrei Vișan. Ce părere aveți despre călătoria astrală? E o iluzie sau o realitate? E o realitate, dar nu pentru noi. Ce aș putea să spun? Vezi, iarăși îmi pune o întrebare, mă duce întreabă într-un domeniu. Oamenii, na. Mă duce într-un domeniu în care... Când eu spun că totu-i test, vor să mă prindă că zdobitor. Nu, din curiozitate, domnul Ioan, nu, ei n-au un război, domnule, sau să vă pun... Ba, sunt în război cu mine. Îți spun eu sincer. Există călătoria astrală? Datorită ție și ratingului emisiunii, zice, uite, voi a venit și fraierul ăsta, ne dă lecții la toți. Mai avem câteva persoane ce vor să intre cu dumneavoastră, domnul Ioan. Stai. Da. Luăm pe marchizul momentan ca să acoperim toată platforma și uite, cineva dă într-un mesaj. Bună seara, vă salut. Bună seara, m-au auzit? Da, numele meu este Adrian. Ca și al lui Adrian, mă bucur să vă cunosc. Adevărul este că v-am descoperit recent, să zic așa, online, căutând și eu niște răspunsuri. Și pot să zic că am găsit la voi aceste răspunsuri referitor la discuțiile cu societatea română. L-auzeam pe interlocutorul anterior vorbind de societatea română, de ce face societatea română pentru, pentru noi. Adevărul că societatea română nu face nimic pentru noi.
Din punctul meu de vedere, nu am văzut niciodată, adică empatia asta pentru omul care nu are posibilități, nu are potențialul de a face ceva. Deci noi cei care avem oarecum o putere sau și financiară și o inteligență mai ridicată, să zic așa, ar trebui să ajutăm pe cei din jurul nostru, în primul rând, să ridicăm, corect, pentru că în modul ăsta vom evolua mai departe. Da, corect. Altfel nu avem, dacă ne gândim doar la noi, cei care avem bunuri, deținem proprietăți, câștigăm bine și nu ne uităm la cei din jur, te rog. Dacă ar fi să creezi o societate, ca într-un joc, da? Dacă ar fi să creezi o societate de la zero, care ar fi bazele acelei societății pe care tu ai creat-o? Mi-e greu să dau un răspuns. Nu, sincer, iau așa, bum, instant. Nu, din în minte. Ca să crezi, adică, într-adevăr, orice dezvolți, trebuie să pleci de la bază, dar nu am capacitatea în momentul ăsta să zic, a crea o societate nu e așa ușor. Din punctul meu de vedere, o societate implică foarte multe lucruri. Beneficii. E greu să avem o definiție simplă, să spunem că, da, putem crea, plecăm de la un trib, mulțim oamenii, alegem un conducător, stabilim niște reguli. Cred că ar trebui să plecăm de la mentalitatea trăiește liber. Să nu mai impunem copiilor, nu, prin carte ai parte. Nu, fii ceea ce simți tu să fii. Cred că de aici pleacă tot, la educație. Eu am fost doar corect, dar educația nu înseamnă numai a citi, pentru că noi am pierdut, în societatea română am pierdut foarte multe lucruri. Am pierdut meșteșugarii, oamenii care își folosesc mâinile să creeze ceva, să facă ceva. Noi nu mai avem o școală în partea asta. Are dreptate. Nu vom mai avea viitori oameni care să plătească taxe la stat. Pentru că meserile s-au dus și eu promovez asta de 8 ani de zile. Bravo! Știți ceva? Mulțumesc! Fie între noi. Eu pe... Să moară... Deci, îi dau dreptate din mai multe puncte de vedere domnului Ioan. Și nu că e aici și nu pupă în cur pe nimeni. Dar a spus un cuvânt în care nu știu de ce eu mă regăsesc cu toate că am trăit și trăiesc când era moneda. Trocul. Vă dau cuvântul meu de onoare că de-abia atunci omul își poate arăta adevărata valoare. Pentru că atunci nu mai există am eu un băiat care spală mașina cum trebuie, am eu un dentist bun. Frățiorul. Exact. Și atunci ne dăm seama că de fapt banul creează monștri cu adevărat. Adevărat. Zona crepusculară, îți mulțumim frumos. Adevărat. Și încă un lucru, vreau să vă mai spun repede, dacă îmi permiteți. Adriana, ai avut acea întrebare legată de frica oamenilor de acest război, de faptul că Putin ar putea să, nu știu, să dea drumul unor rachete nucleare. Din punctul meu de vedere, șansele sunt undeva la 1% să facă lucrul ăsta. Interesele sunt în altă parte. Dacă am înțelege unde e interesul Rusiei de a ataca Ucraina, am înțelege războiul. Pentru că, clar, există de ambele părți manipulare foarte multă și din partea Rusiei și din partea Ucrainei există foarte multă manipulare care se servește, dar noi când nu vedem imaginea de ansamblu și nu privim înspre ce se întâmplă cu adevărat, un război nu e un lucru bun. Care e imaginea este... de ansamblu, domnule? Care e imaginea? Care e imaginea de ansamblu? Știi că, de fapt... Care le spun că rusul de fapt nu se bate cu americanul, ci se bate cu chinezul. E asta. Asta zic și eu. Asta am zis eu, am pus în comentarii. Adrian îți poate confirma. Corect. Da, dar cert e că... Atunci ai dreptate. Eu știu, adică știu. Deci războiul este în altă parte. Nouă ni se servește o imagine, ne uităm unde nu trebuie. Dar și merităm. Ne merităm soarta. O merităm, corect. Corect. Da, uite, vezi, nu că noi n-am înțeles un lucru. Eu am înțeles un lucru. Te rog. Un sclav este mai valoros, viu. Nimeni nu asta suntem noi. Logii. Mai pun și eu o întrebare. Asta suntem. Sunteți de acord că fără sclav nu există stăpâni? Corect. Deci atunci voi de ce sunteți sclavi? Că eu nu sunt sclav. Deci sclavii creează stăpânii, nu stăpânii creează sclavii. Și toată lumea mă acuză pe mine. Corect. Corect. Toată lumea mă acuză pe mine că de ce nu muncesc. Pentru că nu vreau să fiu sclav. Corect, adevărul este că dacă să luăm statul, nu dăm cap. Aici este o lege. Statul doctrinează. Exact. Statul e cel mai mare exploatator, nu că a zis-o Nietzsche. Corect. O zic eu. Și nu știe să ne gestioneze banii statul.
statul nu gestionează banii noștri pe care noi îi plătim. Știe, dar numai să fure, știe să-și tragă comisiuni, știe. Corect. Ce dracu, hai să vorbim pe șleau. Domnul Ioan, ați avea, pun o întrebare poate grea pentru mine sau poate nu știu. Nu e nimic greu sau ușor, totul e. Ați avea, de exemplu, cum să mă învățați pe mine să trăiesc 3 zile în stradă? Păi a trebuit să stai alături de mine. Păi da. Bien sûr, bineînțeles, cu cea mai mare plăcere. Aș și putea. Ai să vezi că în stradă eu ajut mai multă lume decât o fac miniștri. Vin la mine să le dau sfatul, să le spun și le spun. La unii nu vreau să le spun, pentru că vor să-i învăț să fur. Nu vreau. Plecați dracului de aici. Deci eu sunt sub presiuni mai mari decât e statul, decât e oricare. Toată lumea vrea ceva de la mine. Și la cine vreau le dau, la cine nu vreau nu le dau. Dar e cum vreau eu, nu cum vrea statul, nu cum vrea nimeni. Mea culpă. Că eu sunt liber, eu sunt Dumnezeul meu și altul apară de mine nu am. Și sunt scânteia divină. Și terminați dracului cu prostiile, că nu mă încuiați pe mine. Nu s-a născut omul să mă încuie pe mine. Domnul Ioan, noi luăm, vă ascultăm cu drag. Mulțumesc din suflet. Apreciem cunoștințele pe care le aveți și credeți-mă că eu sunt de meserie jurist. Îți lovit un pic și de sistemul juridic. Văd cum se mișcă lucrurile și în justiție, văd cum se mișcă lucrurile în multe domenii. Da. E cum să zic, apreciem... I-am sorry. Zâmbește, a? Justiția, eu observ justiția pentru mine, nu știu, nu și-a găsit locul în România, momentan. Justiția nu e pusă la locul ei. Ea sau noi? Ea nu face ce ar trebui să facă pentru noi. Și noi de ce nu o tragem de urechi? Cine dracu? Asta e problema. Vibilă. Pentru că alegem greșit oamenii care să facă lucrurile pentru noi tot timpul. Nu îi alegem greșit. Ei ne pun pe listă numai pe cine vor ei. Pe oricine alegem tot jocul ăla iese. E adevărat asta până la urmă. Eu i-aș schimba la fiecare 4 ani pe toți. Degeaba că nu faci nicio brânză. Nu vezi încercăm. Că și Putin a fost prost, de-aia vrea tot să-i dea la cap. A reușit să dea peste cap să îi prostească, să știa mai mult. De-aia e făcută să ai numai 2 mandate. Că în primul mandat ai prins mecherii, la în doilea mai faci ceva și după aia bam, s-a terminat, vine alt fraier și încearcă și el același lucru. Păi de-aia e juridic, așa? Păi da, asta se întâmplă în România. Și toată lumea o are cu democrația. Păi democrația, a fost militarie curată. Noi înțelegem greșit democrația în România. Da, înțelegem total greșit. Eu nu înțeleg nimic. Nu există democrație, totul e vrăjeală. Comerț cu iluzii. Ne prostim unul pe altul. Ne furăm căciul la altul. Ce nu am înțeles noi în democrația din România este faptul că în țările dezvoltate, da, la care ne uităm cu atât ardoare și unde sperăm și noi să ajungem, acolo omul simplu, omul de pătura de jos, acea bază a societății, are un venit care permite să trăiască cât de cât bine. Da, ca în România nu se întâmplă. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Corect, măcar așa. să luăm această parte de la ei, adică dacă vrem să înțelegem democrația, să luăm puțin și aceste bunătăți pe care le oferă democrația. Dar noi, în schimb, în țară, îl ținem pe cel de jos, îl sărăcim mai tare. Pentru ce? Munca pe care o face românul, o face și francezul, și italianul, și germanul, aceeași muncă o prestează. Nu e adevărat. Veniturile lui sunt altele. Nu e adevărat. Uite, eu am un prieten în America care și-a cumpărat un cataraman cu 2 motoare de Volvo și a căutat până în America, dar nebunit. Cineva se repare transmisia și n-a găsit pe nimeni. Culmea, a reparat un român. Bun, dacă te duci în Franța să-l pui pe un fraier să schimbe un întrepărător, zice nu, trebuie să vină electricianul. Nu se bagă nimeni, acolo trebuie să vină electricianul. Bun, mulțumim. Nu mă lua cu de-astea, că le știu, domnul meu, și știu că empatizezi cu mine. Dar vreau să spun că și dumneata o împachetezi frumos ca orice jurist. Nu. Eu sunt foarte revoltat de multe lucruri care se întâmplă. Nu pot să schimb lucrurile, nu am puterea să schimb eu singur. Dragilor, am depășit deja și cred că mai avem un apel.
Mai avem un apel după care e gata. Sau două. Mulțumim frumos. Mulțumim. Bună seara. Da, Gabriel, eu sunt înainte, s-a oprit. Revin la întrebarea mea. Deci nu am nimic cu oricine, din contră, resimez pentru că am fost în locul al lui domnului Ioan și în al doilea rând sunt român, nu sunt străin sau arab. Că vorbesc că mai rău, este altceva. Problema este în felul următor. De ce am spus că trebuie să ajute statul român? Pentru că eu am crescut în România la orfelinate până la 15 ani. Da? Și de asta am plecat în Europa. De ce? Pentru că nu am avut nicio șansă și eram mult mai sărac cum sunt acum. Ok? Bun. Și atunci eu, ca și român, care vreau să stau în țara mea, să ies din sărăcia mea, nu din sărăcia altuia, că fiecare își face viața cum vrea. Ăla poate că îi place să stea acolo, ăla fiecare face ce vrea. E liber să facă ce vrea, ok? Bun. Dar dacă țara asta nu este capabilă să se scoate din morcirea asta, părerea mea e că să se plece. Și având în vedere că sunt foarte mulți români plecați în țări străine, cum e cazul meu în Franța, eu când am ajuns aici în Franța, de Franța, eu stau aici de 15 ani. Și credeți că când am ajuns aici, în Franța, am luat de la zero. Dar e problema că am fost sărac, am creșit, am furat, am făcut tot. Nu mi-e rușine să o spun, dar am avut a doua șansă la viață, adică să ies din sărăcia asta. Da, și în final ce dorești? Ce mă sugerești? În final, cum se face că sunt foarte mulți oameni în România, săraci, că chiar dacă nu vorbesc de oameni străzi, și de patroni, care au fost înainte bogați și au ajuns săraci. Din cauza cui? Statului român. Ce soluție aveți pentru ăștia? Mulțumesc! Da, oricum s-a auzit întrebarea. Ce soluție aveți pentru... Ce, pentru ce? Pentru... Profitul la ce se referă? Părerea mea, vreți să-mi spun părerea sinceră, îl jignesc pe individ. De ce? Nu. S-a băgat în seamă. Nici n-a spus nimic concret. Pentru micimea lui spirituală, să fie într-o astfel de misiune, a fost și el cineva, îl vede lumea. Îmi pare rău pentru el. Da, a fost o dorință de a ieta la... Eu am văzut un copil care a crescut în orfelinate și... Și eu îl văd puțin labil psihic și debil psihic. De ce? Nu cred. Nu, a pus... Dar ce părere aveți despre oamenii ce stau ascuși? Dom'le, apropo de Moise, avea același defect de vorbire ca și el. Dar Moise a făcut ceva. Apropo de... Dar eu nu știu ce defect de vorbire. Eu nu l-am auzit în viața mea pe Moise. Ce? Eu nu l-am auzit în viața mea pe Moise. Nu, Moise avea o problemă cu vorbirea. De-aia și punea pe altcineva să vorbească în locul lui. Am rugămintea să intre și Tibi, care a donat, nu? A făcut donație și vrea să intre. Hey, salut, bună seara, salut, Tibi. Da, ne vedem. Wow, mă bun și live. Salut. V-am avut live după ceva timp. N-am avut de mult. Îmi place emisiunea voastră. Mulțumim. Cred că i-am mai comunicat și lui Ștefan, nu știu cât a văzut el pe chat. Am făcut și eu ceva de genul, foarte mișto faceți, îmi place formatul. O să fiu scurt, nu să nu vă țin prea mult, deja a trecut de 12, știu că vreți să închideți. Vreau să zic că, apropo de domnul Ioan, îmi place ce transmite el și cum o gândește și e normal să fim fascinați de ceea ce ne transmite el, pentru că venim din două lumi diferite. Și deși el s-a născut în lumea noastră, de zi cu zi, da, lumea asta mediocră sau medie, ca să zicem așa, unde nu suntem nici bogați și nici săraci, da, clasa de mijloc, cum ar veni, el a ales practic să ne... Din aia ni se pare și nouă, să zic, atractiv ceea ce spune el și interesant, pentru că el a ales să caute înțelepciunea prin cele două căi. Ori prin bunăstare, ori prin sărăcie, să zicem, că ăsta e subiectul extrem, care este calea cea mai rapidă, practic. Da? Te conectezi cu... Practic, te așezi de material și te reconectezi cu tot ce înseamnă greutățile vieții și obții această, să zicem, inteligență și emoțională pe de-o parte, pentru că domnul Ioan este mulțumit cu situația lui,
făcut mari și încerca să spună că el este fericit și odată și o inteligență materială. El se mulțumește cu puțin. Numai că, și aici poate o să deranjeze puțin, cele două lumi, lumea lui nu poate exista fără a noastră, ca să zic așa. Pentru că puțin din ceea ce obține el zi de zi, vine tot din lumea asta. Tot de la un om care oferă ceva, care îi dă ceva, iar el în schimb, pentru că aici nu înțelege lumea, el oferă o înțelepciune. O înțelepciune la care oamenii de rând, care au job de la 9 la 5, nu o pot dobândi că nu au timp sau poate nu-și dau interesul. Și cumva se completează cele două. Acum vine cineva și dă un sfat, du-te la muncă, du-te pe aia. Nu e așa. Pentru că prin oameni ca el și pentru că oamenii care au bani și la un moment dat ajung să citească foarte mult pentru că au dobândit partea materială, aceea o să ne ofere o înțelepciune, cum să zic, doar cu picătura, doar pentru ei, pentru că este altceva acolo. Au avut acces la această înțelepciune altfel. Mai că domnul Ioan, pentru a obține de la noi ceva, deși nu-și dă seama sau nu, pentru a obține puțin material ca el, să poată să mai existe material, ne oferă o înțelepciune. Cum? Nu știu că trebuie să fac un serviciu pentru a obține ceva. Hai mă, ce de acu. Avem posesia. E bine că conștientizați, dar sunteți de acord că cele două situații ale noastre nu poate exista fără noi. E normal. Ai un beneficiu, pentru că dacă apelezi-o la o firmă, te costă de 5 ori mai mult. Dumneata ești excrocul, nu eu. Eu nu zic de excroc aici. Zic că cine știe să aprecieze. Păi nu trebuie să mai spui că lumea dumitale mă plătește pe mine și nu plătește o firmă autorizată ca să dea numai 10%. Vrei să spun în toată lumea femeilor de serviciu, dacă apelezi la o firmă să-ți facă curat, îți ia pielea de pe tine, că trebuie să mănânce și patronul de acolo. Dacă apelezi la o femeie să-ți facă curățenie, îți ia una a treia. Dar dacă te prinde în fiscul, e ilegal. Voi știți asta. Mă faci pe mine dobitoc că nu știu, trăiesc pe spinarea ta? Nu mă refer la asta. Mă refer la un lucru bun. La modul că cele două chestii se pot completa dacă alegi să vezi chestia asta. Poți să judeci din ambele perspective. Și din perspectiva asta. Varianta ta. Eu n-am dreptul la variantă. Bineînțeles. Deci n-am dreptul. Ba nu. Am zis că aveți dreptul. Bineînțeles că aveți dreptul. Care e dreptul meu? Că eu sunt proști și nu știu. Dreptul? Dreptul este să existați în forma asta fizică. Ce faceți cu realitatea și cum o modelați în jurul dumneavoastră este alegerea dumneavoastră. Ai gândit, spre exemplu, că eu în dreptul meu am mâncat mai bine decât tine azi? Indiferent, ne duce pe lângă subiect. Eu nu o să mai stau. O singură întrebare am atât și o să vă las. Da. O întrebare pentru domnul Ioan e dacă regretă ceva la el. Ce a realizat el, nu mă refer la material, la bani. Spus-o de mii de ori, nu pot să regret nimic. Și chiar nu regret nimic. N-aș mai fi eu. Aș fi dumneata. Dacă aș regreta. În mine nu sunt două. Nu regrete, știu. Asta e chestia. Cumva, eu asta încerc să-i spui. Sunteți într-o extremă pe care o acceptați, iar multă lume nu o poate accepta, dar zic, cele două părți nu trebuie să judece, okay. Nici eu din perspectiva mea și nici dumneavoastră. Am înțeles. Mie asta mi se pare un pic, băi, nu știu, e inuman să nu ai regret. Dacă mă întreb pe mine, nu știu, mie mi se pare ceva fals. Cu toții avem un regret, bă, da. Unul într-o viață întreagă, adică... Dar nu prea ai cum să trebuia să o fac mai bine, trebuia să-l bat pe fraier mai tare. Nu, eu zic așa ca idee, nu? Adică, mă, cum să n-ai regret? Înseamnă că n-ai trăit. Nu, noi trebuie să trecem prin toate stările. Cred că și domnul Ioan a spus că nu aveți regrete, domnul Ioan. N-are, nu. Nu există. Aici vă contrazic eu. Trebuie să aveți cel puțin un regret de stare, de emoție cândva în viața asta. De asta sunt sigur. O să vi se știi. Cunoașteți termenul de introvertit și extrovertit? Da. Păi n-am dreptul la secrete? Păi asta spun. De aceea sunt... Da, dacă ar fi să fac, aș face tot ce am făcut. Sunt de acord. Poate că puțin mai bine sau puțin mai rău, dar ce face băgul? Sunt de acord cu asta, nu, dar fiecare, exact, da. Dreptul la secrete, atât timp cât avem dreptul la secrete, avem dreptul și la emoții, sentimente și regrete. Pe care toți le-am Da, acum să nu fiu înțeles greșit. În niciun caz. Eu am niște limite, fac public ceea ce vreau eu și da, ce vreau eu. Bineînțeles. Nu mint.
N-a spus nimeni că mințiți sau că nu mințiți, domnule Ioan. Bun. Dar vorbesc foarte serios. O să se pară că, apropo de domnul, că aia așa, dacă i-aș spune că eu am transformat și am prost, nu că am prostit, eram meditator la Aiud și l-am întrebat pe un fraier, l-am pus să facă 15-15 și nu știu, i-am scris eu 15-15 că eram profesor meditator la o școală experimentală și le-a pus invers și m-am supărat și l-am dat cu capul de tablă. Și după aia zic, băi, dar stai, bă, tâmpitule, pe cine ai omorât tu, dai luat 12 ani, că avea 12 ani condamnare. Și zice, nu, eu am surminat economia națională. Bă, dar o spunea cu atâta convingere că mai era puțin și mă convingea și pe mine. Bă, tâmpitule, cum poți tu surmina economia națională? Și mi-a spus și a făcut și i-am zis, dumne, fii atent, fără vizuire, că dânsul e jurist și ar trebui să înțeleagă. Și îmi spune, știa textul legii, ce nu pot face revizuire. Pentru că revizuirea se face numai atunci când aduci la cunoștință probe noi ce nu au fost cunoscute în instanța de fond. Cum? Și uite-vă fraierul ce o știe, știi? Și zic, băi, știi care e proba? Că tu ești dobitoc și instanța nu știa că ești dobitoc. Nu poate fi judecat și condamna un om pentru că a făcut o infracțiune când el nu știa că e infracțiune. Știați că în Franța, pe vremea regilor, dacă furai de foame, erai absolvit juridic. Ei, acum dacă fură un fraier o conservă, îl bagă la pușcărie. Corect. Dar ne apropiem de încheiere și am două întrebări la care vă rog răspundeți-mi din prima. Bum, dacă bum. Se termină emisia și ce anume? Pentru ce ați omorât? Ce să omor? Orice. N-aș omorâ pe nimeni. Bun. Niciodată. Pentru ce ați murit? În afară de natural. Pentru adevăr. Pentru adevăr? Da. Domnul Ioan, mă înclin. Vă strâng mâna cu respect. Pentru și... că tot ce se îmbârte în jurul nostru nu e adevăr. E o mascară. Exact. Ne mințim unul pe altul. Ne înjosim unul pe altul. Suntem într-o găleată cu căcat în care nu ne dă nimeni cu lopata în cap. Ne tragem unii pe alții de picioare. Bun. Exact. Asta au făcut și ei. Oameni frumoși, cam atât pentru această seară. Vreau să zic o veste bună, ne-am apropiat foarte mult de targetul emisiunii, poate data viitoare reușim să-l atingem. Mulțumim, iată, Gabriel mulțumim, Zoltan, mulțumim. Cred că l-am atins, nu știu exact. Două secunde, vreau să-i mulțumesc, n-am reținut numele, mii de scuze, Tibi. Tibi, vreau să-ți mulțumesc pentru intervenția ta. E o discuție și o intervenție pe care am putea să o întindem la nesfârșit. Toți am înțeles. Domnul Ioan, nu, adică dacă ți s-a adresat, de exemplu, pe un ton mai răstit, nu a făcut-o având ceva personal cu tine. Dar eu sunt obișnuiți. Sunt obișnuiți cu invitați de, adică de genul și alții, adică de genul la modul mai vulcanic. N-am nicio problemă. De multe ori este mult mai bine așa. De multe ori este mult mai bine așa. Îți mulțumim frumos, Tibi, pentru intervenție. O seară frumoasă și să ne auzim mai jos în următoare. Și în Măgineni, advocații aveau o rată de succes 3% și aveam rată de succes 7% la toate cererile. Și n-am decât 8 clase, n-am nici cunoștințe juridice. Ei au făcut testul, nu eu. Corect. Bun. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați subscribe, să dați share și oameni frumoși. Un munte de aroganță, recunosc. Eu zic că emisiunea a fost superbă. Încercați să empatizați. Asta e tot ceea ce vă spun și cei care o să înțelegeți de ce am spus chestia asta. Empatizați înainte să trageți concluzii. Da? Și trebuie să ne bucurăm de tot ceea ce avem, cum domnul Ioan, sunt sigur că... Dar chiar domnul Ioan... Mulțumesc, domnule. Toată viața mea... În microfon, dacă se poate. Că... Toată viața mea numai asta am păcut. Fii atent, a venit odată unul la mine și făcea, dom'le, nu se poate, dom'le, dracului de treabă, dom'le, băi, chiar tu întotdeauna trebuie să ai dreptate. Dom'le, aproape că plângea, mă înțeleg. Da, da, una e să aveți o aroganță nefondată cu multe persoane, marea majoritate au o aroganță, o tehnică sfidătoare și chestia astea. Dar chiar, ce reprezintă pentru dumneavoastră un om ce sfidează oameni în jurul lui, neavând
și n-a exemplificat nimic. Un om fără cunoștințe, că știi că se spune în popor, ce cățel jigărime, dacă nu ține coada opre, parcă nu e jigărime. Exact, pe scurt, idioți. Omul fundul. Idiotul de Dostoievski. Exact, da. Bun, vă mulțumim frumos pentru atenție. Ne bucurăm să vă avem aici în fiecare marți și joi. Nu uitați, în fiecare marți și joi la ora 20. Dar și că Dostoievski a făcut pușcărie? Dar mulți au făcut pușcărie. Vă mulțumim frumos pentru atenție, ne bucurăm da, să... Da, și eu mă mulțumesc că în final. O să vi se pară curios. Pe mine chiar mă înviorează câteodată, câteodată. Mie nu-mi place când toată lumea e de acord cu mine. Adevărat, dar acum o să rugăm să fiți de acord cu mine, pentru că trebuie să facem încheierea, pentru că s-a terminat emisiunea. Ne vedem în fiecare marți și joi la ora 21 pe canalul Apel de Noapte. Până atunci... Și nu uitați, joi care vine, Rosalina Love, într-o ediție incendiară, actriță de filme pentru adulți, porno, spuneți cum vreți. Vorbi despre transpirația din studiourile sau platourile de filmare a unor filme porno. Da, da, share, subscribe, că avem nevoie să creștem canalul la 1000 de abonați și fără voi nu putem. Cu domnul Ioan o să ne vedem în curând sau cine știe când. O să le rechemăm, da. Zâmbi sincer, bucurați-vă de tot. Și uitați, Apel de Noapte.